Salutare dragilor și Hristos a înviat pentru cei care n-au văzut episodul de săptămâna trecută. Astăzi e o prezență feminină cu foarte multă notorietate care a venit în România în urmă cu foarte mulți ani și a plăcut atât de mult aici încât N-a mai plecat. A fost cunoscută și mediatizată inițial prin prisma relației cu un fost mare fotbalist român. După care, treptat, treptat, încet, încet, pe propriile uh, forțe, a ajuns uh, să fie cunoscută cerută la tot felul de emisiuni, de podcasturi și, nu în ultimul rând, la concursuri, show-uri de supraviețuire celebre, precum Asia Express sau, mai nou, Survivor, pentru că abia s-a întors de acolo. Suntem aici la BAC52 cu dumneavoastră și cu sponsorii și prietenii noștri de la Betano și cu invitatul nostru de gală, Vica Blochina, dar v-ați dat seama din introducerea pe care am făcut-o. Să mâna! Bună ziua, bună ziua, bună seara, nu știu cum să spune. Cum vreți sau cum vrei, hai să ne tutuim deci eu nu am să scap. După deci a trecut așa mult timp, când eu nu mai am nicio treabă cu omul ăla. 16 ani, eu nu mai am nicio treabă. Deci n-am văzut oricum toate emisiunile, toate podcasturile, toate presa, titlurile, toate. Deci m-am lipit ca flag model, să mor dacă nu te minți. Ai pe bune, că să marca de scrisoare. Deci întotdeauna unde pac, imediat tot timpul prezentare chestia asta. Ce mai cunoscut amantă, ce mai celebră, nu mai din asta, știi, titluri de tăcioase, dar nu înțeleg, ca doamne, deci doar au fost președinții țărilor. Au avut chiar amante care au fost de față cu soție și politicieni. Deci nu știu, uite, uite, vezi la mine a rămas acolo chestia asta. Da, pentru că e un personaj în România zilnic. Eu sunt mai personaj decât el. Decât piții? Da. Da, în momentul de față. În momentul de față. Pentru că nu, gata, piții trei. <gălța> ta, aia, da, e gata, a fost. Da, acum e, e, glumă că dacă se uită la noi se supără dacă îi spui așa, nu? Să se supe, ce asta e de Dar trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că mai avertizat să nu, vorbim nu. vorbim despre acest subiect, că deja e sătulă că dacă nu Numai adresez întrebări, lumea o să spună, bă, stai puțin, dar a chemat-o, a întrebat-o tot felul de lucruri, dar de, de pițuri că nimic. Și atunci le spun oamenilor din start, bă, mi-a spus Vica să nu întreb de... Două întrebări poți să-ți las, ca să-ți meargă ție A, bine. să rămână. Gândește-te acolo, gândește-te tu acolo, acum gândește-te, gândește, gândește te ce când... Da, da, uite că nu-mi făcusem temele și... O, are, pe... o arzi acum, că atunci O arzi acum. Mai, da. gândește, gândește și după aia, pacă așa. Mă gândesc așa, în timp ce te urmăresc vis de alte subiecte. Cum Te-ai reacomodat cu normalitatea, cu luxul în care trăiești și din care ai fost nevoită să iei să mergi la Survivor? Foarte greu. Uh, Mi-a luat o lună de zile. Nu, e perfect. E, bine Da, e, cu... foarte bine. E să că e prima oară când sunt la un podcast adevărat. Sunt onorat. Am fost la emisiuni de obicei și a spus că niciodată nu o să mă duc doar pe emisiuni care sunt online. Da. Știi, dar uite, eu nu știu cum ai convins tu, cred că mi-ai vrejit, nu știu cum. <laughs> Știi, că da. știu, am văzut, într-adevăr Am văzut că ai avut invitați Foarte, eu urmăresc lucrurile astea Și de obicei nu mă arunc acolo Unde vine toată, oricine, știi Ce ai văzut la mine ce era da, și Numai atunci... muc și sfârc, cum exact. se spune exact. Da. exact, țâță de mâță Dar ai și expresiile noastre Că astea sume, sunt expresii pentru Românii de... neauși Cu țâță de mâță da, cu... da, da. Nu o sumedenie da. deci, spunem de, de revenirea la normalitate m am luat o lună de zile, deci am rezistat la acest proiect o patru săptămâni și mi-a luat o lună de zile să-mi revin. A fost foarte greu. A fost, pot să spun, cred că am făcut mare greșeală că am fost acolo. Înțelegi? A fost, a fost un proiect care a fost greu pentru mine psihic, pentru că eu sunt un om de content creator. Știi? Adică la mine lumea se uită ce spun, ce fac, ce prostii debitezi. Am eu așa un fel de al meu la care lumea se uită nu pentru mine erau probe fizice. M-am pregătit, am alergat în parc zilnic 10 km pe zi, știi, și am crezut că îmi fac față. Dar nu am făcut față psihic mai mult. Știi, mi-a fost foarte greu pentru că nici n-am avut gașcă de oameni. De, S unitate. Uni, da, o să fie unități cumva unitari și cu cine putem să fac cu Caterinca. Uh, să, le, să, să, râd, să, să creez tot felul de chestii, știi? Și lucrul ăsta lipsește, pentru că eu în viața de zi cu zi, cât de greu mi-este în viață și cât de grea viața am. Și eu am viața grea, cred. -am. <gri> da, nu te cred. <gri> nu, pentru că o fac să pare ușor, dar eu am viață foarte grea, să știi, adică sunt un om sensibil și sunt în viața grea. Și acolo nu aveam cu cine, era o lume foarte supărată, foarte foarte forținea fiecare pe săptămână uh, săptămâna, pentru că noi suntem pe săptămâna plătiți acolo. Înțelegi, eu cel mai bine, am fost plătită. La fiecare cum și-a negociat. Fiecare cum Eu chiar am fost super bine plătită la acest, acest, acest proiect. Și fiecare să ținea de loc cum ar veni cu dinții, știi? Și atunci, cumva, disperarea asta să rămână în competiție, nu au lăsat-o pe oamenii să fie ei așa cu, cu confortul lor psihic și să le putem să creăm niște chestii mișto. Uh mm -hmm. Și Dar au devenit tu foarte multe Dar tu pe mulți dintre cei care au fost acolo la edițiile anterioare. Din punctul meu de vedere. Și n-ai vorbit cu ei să spună cu adevărat cât de greu e, că am mă gândesc că nu te mai duceai dacă te puneau la. Uh... Pentru mine, în viața asta, niciodată nimeni nu este un indicator. În viața tot ce am făcut, am făcut eu singura. Mie, dacă eu am fugit de acasă ca să ajung în România, am plecat în Italia la consumație și am ajuns în București, tu înțelegi și la mine nu există un indicator să spună. Uh, nu vezi că toate lucrurile în viața mea eu am făcut pe dos. Dacă femeia normală a avut cu un bărbat normal să facă familie, eu am făcut cu un insurat. Știi? Dacă burele deștepte au plecat în Las Vegas sau în Italia să facă bani, eu am venit în București. Ele la mine cumva tot au fost așa, știi, pe... Pe, spui, pe dos. Da, spui că nu era am relevantă vorbit. o părere a cuiva care a mai fost. Am vorbit și încă o chestie. Știi că sunt contracte destul de drastice la asemenea emisiuni și nu prea ne poate să povestească. Că iarăși, nu e oricine e debil ca mine să povestească adevărul. Da, da. <laughs> Mie se rupe. Da. Știi ce zic? Adică eu nu... Mie mi se rupe. Adică eu dacă știu că nu este corect cineva față, ceva față de mine, cum a fost după care am venit în, în București, eu nu am... Adică eu la mine nu este. să stai puțin. Știi? Și sunt oameni care e frică și nu pot să povestească adevărul. Care, de fapt, ce se poate face la un show? Să mănâncă, nu să mănâncă? Bani să iau, nu să iau? Știi? Adică mm -hmm. lucrurile respective și nu am știut exact ce și cum Mm -hmm. Și am ajuns acolo, am văzut, când am, intrat, am ajuns pe insulă și, pe, cu barcă și am văzut unde am ajuns, am zis, moara Franța, ce mă fac aici? <laughs> și cum mă fac ca să fie bine? Că dacă o să stau aici, o să le iau foarte mult hate. lasă mă că le înjuram pe toți acolo, le spălam pe jos cu ei, mă certam și aia era. Deci primul șoc a fost încă de pe, din momentul în care ai pus piciorul pe insulă? Mm -hmm. Da, când am ajuns cu barca pe ce insulă. Bă, sunt... Terminat. Mi i fie atât, dar a fost în felul următor. Prim, cel mai mare stres la mine a fost când am ajuns, a fost faza cu uh, cum o să mă descurc pe traseu. Tu gândești că am fost cea mai vârstnică, înțelegi? Și restul au fost concurenții 20 și ceva de ani, adică eu 47. Mm -hmm. <laughs> Cred că am fost cel mai vârstnică concurentă care a existat pe la Survivor și eu întotdeauna am spus, bine, păi, dacă nu o să fac față la sareseu, dacă mă fac de căcat, știi? Și acum a fost primul traseu faimoși și războinici. Prima ieșire pe traseu. Prima ieșire pe da. mare, să tragi de da, barcă, da, nu da, știu da. ce, eu sumă fighter, eram și dolofan, așa, am plecat grasă acolo, nu știu cum, așa. Și uh, când am ajuns, zi seama, și am văzut ce avem de făcut, am zis, băi, băiatule, asta este prima și ultima zi, că m-a făcut de căcat, clar. Știi, primul traseu. Că nu o să pot face față Că eu nu am viteza. Eu am rezistență, dar nu am viteza. Și îți am văzut pe Dobrâncu. Dobrâncu era super relaxat, îl bat pe, pe Sebi. Ala, pe ăla da. bat eu primul, ajung nu știu ce, pe iftimoe pe Maria Constantin, pe Carmen. Toți erau destule fâșneți, știi? Păi bine, Iftimoaie venea de unde venea, Sebi foarte tânăr, adică... Păi nene, de... și e primul, prima proba, faimoși, cu războinici. Și Sebi, primul, pierde punctul. Carmen Grebinisan, a doua, pierde punctul. A treilea intra uh, Doc, pierde punctul și eu zis Moi se a coborât, nu mă voi decât. Ce bine am Sunt -a. unii mai slab ca mine. Mă să zic, știi și acum... 8, deci 8, cu numărul 8 mi se pare că a intrat Jorge și a dus primul punct Jorge ai înțeles? și am spus o, o să vă fac pe toți de căcat, eu o să vă să vă aduc punctul și eu o să deschid. Dar de eu la mișto am zis și am spus la producătorul la Ghiudie, mă zic eu, eu o să fac la mișto. Eu mă plimb ca pe Monte Napoleon, pun să culeții în țățe și zic că vă ce eu ce fac. Zai că nu s-a așteptat absolut nimeni să le aduc punct. Mm -hmm. Și m-am pus pe traseu și a fost primul punct de, prima femeie care a dăut punctul eu. Deci toți de la vreo care au stat s-au uitat. Deci s-au ridicat și ce început să aplaude și a spus, băi, nu se poate așa ceva. Trebuie să mai vedem odată. o dată. Dar pe măsură ce a trecut timpul, te-ai obișnuit și te-a prins. Te prins. Nu m-a prins. Nu? Eu așa am avut senzația. Nu, nu, nu m-a prins pentru că pentru mine traseile au fost foarte grele. Dar nu traseu traseul în sine cât a fost emoție când, când ajungeam acolo și vedeam nisipul și trebuie să târâi pe jos. Da, și primele, Deci vedem și primele momente și când vine domnul Dan și spune 3, 2, 1, dieree pe loc. La toți. Da. da. Și să face așa ceva în burtă, așa, și zic, băi, dacă fac pe mine acum, o să mă spune și la televizor. Trebuie să așa, deci la toți, emoție cea mai mare, primele trei, 3, 2, 1 și așa. Mm -hmm. <laughs> Știi? Mm -hmm. Și îți seama, pentru mine a fost foarte greu să mă târâi prin nisip. au fost niște probe unde era o, un butoi, o bar, o ceva, și trebuie să mă duc de desubt. Și mă uitam și mă gândeam, băi, am și fund din asta așa mare, mă gândeam, dacă nu pot să trec. Băi, și am trecut foarte greu. Știi cum am, am sărit că am, când am ieșit prin aia, am tras de fund, am sărit că după din șampanie sunt zis, deci, A, a fost? fost cea mai grea experiență din viața ta? Experiență foarte grea pe care eu nu aș repeta niciodată. Nu nu. Restul nu, ați expres oricând. E pe genul meu. Uh, ferma. Ferma a fost foarte grea. Era statică Dar asta a fost... Uh, poate și vârsta, știi? Nu știu dacă e doar de vârstă, dar într-adevăr, încercările de acolo, de la Survivor, spun ca telespectator. Eu mm. nu m-aș duce, mi se par la limita Posibilului. Igeana, în primul și primul rând. Asta era următoarea întrebare pentru o femeie, mai ales care e obișnuită să trăiască lux. Nu, e foarte greu. Să ieși nu. din zona asta, să te duci în. e un mediu, în epoca primitivă. Nu avei de niciunele, nu? Ce nu. aveai? Aveai, deci, sincer, spun și cu adevărat. Adică cu adevărat, ade da? Adev adevărul ăsta este. Pentru că, că erai... tot timpul te întrebă un, un bărbat să duce după pom. Da, nu. Da, pot, ok. Da. da, o femeie. Deci când am ajuns și am văzut eu, am crezut că la mistoanezii, că WC-ul este acolo, deci noi am trăit într-un perimetru destul de mic. Adică nu e perimetru mare, insula e mare, dar era un erau perimetru unde uh, eram noi aici și imediat după noi erau uh, războinici, și după ce se mai făceau și alte țări, adică noi perimetru, să spun așa, aveam plajă 200 de metri. Da. De maxim 150 de metri, ceva de genul ăsta era pe metrul nostru unde noi eram. Noi avem, nu avem voie să depășim acolo. Și tu îți dai seama că noi, în 100 de metri, trebuie să le facem nevoile. Tu înțelegi. Tu deci, în momentul când am ajuns acolo. Și a trebuit să mă duc în asta, e un de bube. Că dacă te uiți pe Survivor, ai văzut că eu non-stop am fost plină de bube păi pe gura. Și cei din presa online, unii dintre ei insistă cu imaginile, aia, de zici că da, nu, și astea fac toți. din astea, clickbait sau cum se numesc. Da, și că... Deci am, am, oamenii am, nu realizează că tu din cauza unor stări scă, din alea de scârba, emoționale... De scârba de astea, de scârba mă umplu de bube și credem am, am, deci m-am am trezeam uh, puzele lipite de sânge. Pe cuvânt, de sânge? De, pentru că am făcut herpes Din asta care a fost da. uh, foarte sângeros uh, Noi medicamente nu aveam acolo Deci mi-a venit doctorul Mai avea puțin, mi-a dat un din asta De, uh, cu, de o vazelină Din asta să pun pe buze Care era zero barat înțelegi? Mm -hmm. Pe o cremă de hemoroiz, ceva de genos Adică da, un, de un aia, nimic da. Nu există un sistem medical acolo wow Adică să nu ți închipui că deci Dacă a... crăpi de pe insulă cu ce te -o Spitalul este un căcat Acolo E o cameră unde să mă duce oamenii să facă perfuzie? Nu. Zero. E medică... Deci, ca medicina e foarte. e zero acolo. Mm -hmm. Știi, și mă trezeam cu lipită de cu sânge, deși în fiecare dimineață să lipeau buzele de sânge pentru că sângeram noaptea și să crapau. Da. Crapaus știi, și dacă trecea o bubă, ieșea alta. Deci am fost mereu cu buie pe mine, pentru că nu am putut să fac nevoile. Deci nu știam cum să fac, să mă inhip, să Deci, în momentul când plecam din camp, acolo să fac nevoile și vedem hârtiile igienice aruncate, acolo hârtie igienică aveam. Folosite! Păi folosite, aruncate pe jos. Păi păi da, le da, lăsăm da, hârtiile ca să nu calce cineva Pff. în. Știi, și asta a fost extrem. Mie mi se pare că s-a coborât prea mult de, de. Extrem de greu, știi? Și, și care nivel, să. Bă. Da, și plus că lucrul să nu se vede la TV crede mă mâncarea, că este lipsa de mâncare, e un căcat. E nimic. Pentru mine chiar nu conta. Eu țin posturile de 21 de zile, țin post cu apă șapte zile fără să mănânc nimic. Eu n-am probleme cu mâncare. Pentru mine nu a fost. Igiena. Da. Igiena, că n-am avut șam... balsam, nu am avut șampon, nu am avut cremele. Ne -am, deci am fost pișcați, și deci nu vrei să știi că am fost pișcați, mușcați toți de padughi, de toate ploșnițele, tot ce s-a întâmplat acolo. Mm -hmm. A fost foarte nașpa. Greu, și încă o dată spun, nu se merită pentru că nu se vede lucrul asta la TV. Și n-ai TV... să spui? n Sunt multe, multe lucruri care eu n-am voie să spun. că da, Când da. o să vor termina contractul, o să spun foarte multe lucruri. Da. Nu, nu, nu. Uh, nu <laughs> da, asta am înțeles. Nu, asta am înțeles. Nu că nu era asta ideea de acum, de când ai revenit acasă. Ci acolo, pentru că toate intervențiile concurenților nu arată cât de bine și de frumos e acolo, dar nu arată nici că e rău. Nu, Arată moare. că era un nu. echipă sau că n am mers nu știu ce în ziua aia, dar așa ca uh, să Păcar. spunem ambient, nu spun oamenii, domne, nu mai aș veni, n-aș mai veni deci aici. Deci când vreodată. a fost ultimul cons consiliu, m-am spălat pe cap, uh, așa, m-am clătit cu apă de, cu apă plată, ne așa, și că să arăt bine, pentru că eu știam că o să plec acasă, m-am cerut să plec acasă, bine, nu știam 100% pentru că pe se Ghebe, și s-a cerut acasă și n-a fost votat, Acum mă gândeam dacă să se întâmple, să rămân. Asta e situația, dar. oricum. Deci vrei să vii? Faceam urât pentru că, uh, dat faptul că eu am și leșinat la. am leșinat la un dintre văzut, probele da, 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 a fost. Uh... și nu putem să mișc mâinile. Și doctorul mi-a spus, ei, e doar atacul de panică. Și nu a fost atacul de panică, am avut probleme cu inima, nu am putut să mișc mâinile, efectiv, știi? Chiar cu inima erau? Da. Păi nu am putut... Uh, uh, am leșinat, m-am trezit și m am speriat foarte tare pentru că nu putem să ridic mâini. Adică făceam din umeri, dar nu am putut să țin nimic. În... Deci a fost foarte, foarte, foarte greu. Deci te-ai cerut acasă. Da, dar ideea... Da, 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 m-am cerut acasă. Eu m-am dus la ghiunei, la producător, în fiecare, în fiecare zi plângeam și spuneam, cumpăra biletul, plec eu să plec. Știi? În fiecare și... zi după cât timp? De la... După primele două săptămâni. Eu din prima săptămână când am ajuns am zis lui Marie Constantin, zic, fă eu nu, o sără, nu, 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 nu să, nu, să rezist aici. Nu e de mine aici, aici nu e Caterinca, aici nu e, nu e nimic de -a făcut, știi? Uh -huh. Nu e de mine. Adică da. trebuie să, nu știu ce trebuie să ai în viață, ce ghinion trebuie să ai în viață să apreciezi acest concurs. Uh, nu, nu știu ce uh, să spun. Adrenalina, știu? odată, pentru mulți obișnuiți cu ea, și în al doilea rând, și voiam să te întreb, evident, uh. banii. Sunt unii care se duc acolo pentru bani. Și dacă tu te numești printre ei, mai ales că uh. spuneai că ai avut un contract foarte bine negociat. Eu am luat câteva zeci de mii pe săptămână, Câteva zeci de mii? Câteva zeci de mii de euro. Pe săptămână pe am luat... Săptămână. Pe săptămână? Uh, scuze, nu, pe lun luna, luna, luna am luat câteva zeci de mii de euro foarte bune, nu pot să spun suma co corectă, pentru că, iarăși, conform contractului, no. așa, uh, erau uh, și, adică, pe, la mine a meritat. A meritat dacă stăteam și mai mult de 2 păi, două, trei luni de ai, zile, ai, știi? Ai, luat ceva. Da, i-am luat bani. ai luat ceva. Da. Luat <laughs> luat ceva. da. Dar acum nu știu dacă oricine ar rezista chiar și pentru zeci de mii de euro acolo, dar... Da, i-am luat câteva zeci de mii de euro. Păi și de ce spui că atunci când te-ai întors te-ai... Uh, pentru că... Uh, șucărit a fost... cu ei, cum spune românul, dacă tot ești la punctul... M-am șucărit cu un pârci de, la, da. de acolo. Unul... Știi că am, am învățat un lucru. În televiziune, uh, eu, sincer să spun, ce mai urâtă lume pe care am cunoscut în viața mea, era lume în televiziune, în spatele sticlei care lucrează. Probabil o voi face acum foarte mulți dușmani, dar pe mine nu mă interesează că nu intenționez să lucrez în continuare pe sticla, dar atâtea, cum să spun? Murdară. Atâtea murdară și pentru bani puțin fac atâtea jocuri, multe murdare, răzbunări, chestii, dacă nu ai spus așa cum vrea el, bagă strâmbe, te înțeapă, nu te invită, adică foarte, foarte urât. M-am întors, în România, m-am dus să mă întâlnesc cu acest pârci din... Hai uh, să-mi dăm numele, nu, că nu, apoi... Uh, nu, 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 păi de -aia, nici nu vreau uh, să uh, dau... Da, se folosește și... Nu, da. Nu, 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 care se ocupa cu talent, înțelegi? Uh -huh. Și am vorbit cu el ce? Vorbim la emisiune pe care am fost uh, obligată să merg. Conform contractului. Conform contractului. Și am, am spus, băi, a fost chestia asta cu ciocolată, bă, ce zic, facem, nu facem? Și el mi-a spus, da, ok... Vi și, da, pentru emisiune foarte bine îți povestește adevărul, că este ceva super normal și foarte adevărat, te duci și povestești așa. Și când am ieșit acolo, am povestit, am fost la Mărusă și am povestit ce am de spus, concret, tot uh, așa cum i a spus, a doua zi, da. mi-a trimis un mesaj foarte urât. El? Da, pentru că el a primit uh, de la Republica Dominicană nu știu ce... Feedback. Feedback-uri care nu trebuie să spun. El, bineînțeles că nu au vrut să-și asume, mi-a aruncat mie toată, toată, vina și în momentul ăla eu, pe data de 6, eu trebuie să încasez bani Și la mine tot e până la bani, tata. Totul. totul. la, mine, la mine, să știe, sunt omul cașcavalului, adică la mine nu există. Eu m-am dus la Survivor pentru cașcaval, eu nu mă duceam, mi pe media Survivor, nu aveam nevoie să merg. Înțelegi? Și nu m-am dus să dovedesc nimănui nimic, deja sunt destul de cunoscută să știi. Că nu am nevoie să mă duc să mă cert acolo și să mă cac în padure, că să, li, că să știi pentru ce. Normal că am avut un contract foarte bun și asta e. Deci totul e până la bani cu vica. Nu poți să întârzi nu sau să iei din bani. Nu. Și pentru... acum cât de cât ți-ai revenit ca să trecem da. în o zonă, nu, așa? Nu, nu, nu. -am, am ți-ai reluat activitatea? Da. Uh, Mi-am revenit că să... deci sunt ok, sunt normal, uh -huh. așa cum am fost. Deci nu te mai duce la concursuri de genul ăsta, dar de genul ăsta. În schimb, la Splash, la Ferma... Păi am fost la toate. Păi nu știu, dar dacă te-ar chema din nou sau s-ar inventa altele... La Splash mi-aș duce pentru că mi-a plăcut foarte, îmi place foarte mult ce se întâmplă acolo. Adică e cu totul altceva, știi? Pe Caterinca, pe Curat, pe Frumos, pe Luxury, pe... Acolo, într-adevăr, Survivor nu a fost pentru mine. A fost foarte greu. Mie mi-a fost foarte greu. Spuneai mai devreme că, și eu cred că și în glumă, nu doar în serios, că în viață multe dintre hotărârile tale le-ai luat pe dos. Că altele se duceau acolo, tu ai venit în no. Vegas, tu ai venit în România. Bun, și întrebarea, dacă te-ai fi dus tu în Vegas, crezi că deveneai la fel de cunoscută ca în România? Sigur că statele, țările nu se compară, dar totuși tu aici ești un personaj, ești o persoană publică, ești o persoană care face bani din notorietatea și din popularitatea ta ca Ce să crezi? Nu mi-am dorit niciodată să fiu cunoscută. Eu în momentul când am venit în România și am fost, am danțat, am fost la Melodii, dar faptul că am fost solistă, era o, un local cel mai bun din România, din București, adică nu exista ceva mai... Deci a, Melodiu pe vremea aia era tavan. Deci, Păunescu era a doilea stat de, după, om de la președin, după președinte, adică erau altfel lucrurile. știi, stăteau în România, adică dacă o spuneai înainte cu Păunescu, toată lumea tremura. Da. Adică nu exista nici poliția să te oprească. Cei care ne urmăresc, cei mai tineri, să știe da. că e vorba de Viorel Păunescu, nu e de Adrian Păunescu, da, da. poetul. Viorel, da. Viorel, Viorel da. Da, da. proprietarul barului Melodia, aflat la subsolul cinematografului Patria, exact. în centrul capitalei. Acum este, nu mai știu ce da, acolo, e închis, nu e... Da, ce au, după a cumpărat-mi mutul cu Giovanni, da, sunt, o Da, o A fost proprietar. În da. fine, deci, că. Da. Dar atunci, pe vremea aia, la Melodii venea ce, cel mai bună lume din România, cum și spus, de la președinți până la. Deci, cei mai. Adică, nu exista un alt loc, știi, decât uh, Melodiu. Și. Um, adică, asta a fost uh, cel mai uh, bun loc. Acolo Dar spune cum arăta uh, Voiam să ajung ceva mai târziu Dar dacă tot mm -hmm. ai deschis subiectul Mă folosesc de asta Cum arăta un program uh, De-al tău acolo la Melodii Tu spuneam... erai o trupă ah. de câte erați? Uh, 12 uh. fete din Lituania Balerine, da, balerine. Așa A, Asta scuze-mă Asta vreau să spun Că am pierdut puțin Și eu fiind <coughs> solistă acolo Am avut foarte multe Am avut contracte foarte multe M-au chemat, chemat și Lemoneon ruș Să lucrez La un moment dat Am avut contract de la Elite Model Look deci au venit, efectiv, după mine, au venit la Melodii și mi-au propus uh, să fiu model. Așa, după care au venit uh, un grup de la Playboy din uh, Italia, mi-au propus să-l fac poza, adică să, mă, să fac un pic. Te dezbraci el. în Playboy? Da, în așa. Playboy, nu știu, aveam vreo 18 ani, nu mai știu, știi, ceva pe, pe acolo. Uh, pe mine nu m-a interesat niciodată lucrul ăsta, eu niciodată nu mi-am dorit. Mi-era bine așa cum era, pe mine nu mă interesat. Eu mă simțeam bine la melodii, cu distracțiile mele, de cu prietenii mei, cu Caterinca mea și eu nu mi-am dorit să fiu cunoscută. Așa că nu știu dacă eu, dacă aș fi în America aș fi că nu sunt cunoscută sau sunt cunoscută. Că nu asta a fost scopul, știi? Da, Dar da, -am da, viața, da. Pe parcurs da. ți-a plăcut. Pe parcurs, Nici plă... cum mă nu-mi place că sunt foarte cunoscută. Da. Nu, nu-mi place. Nu, nu, Sunt foarte multe... Păi eu nu sunt un om normal cunoscut, care e adorat de toată lumea. Despre mine, eu sunt cel mai judecat om din... Dacă stai să te gândești, eu sunt cel mai judecat om din presă. De ce? Că ce ai făcut tu? Am mai auzit asta și în privința altor persoane și dacă le iei CV-urile între ghilimele, dai pe Google, nu găsești nimic rău de ele. Dar lumea le jură. Păi le înjură pentru, că, pentru că am fost cu un om însurat, pentru că am făcut cu un om însurat copilul, pentru că uh, mi-am dorit banii de la cel om însurat, care credem că nu am cerut niciun bani și a fost o timpenie. Adică, întotdeauna femeia întotdeauna o să fie mult mai judecată și mult mai înjurată. Și eu sunt singură aici. Familia mea este în Lituania. Eu sunt, eu m-am luptat singură. Știi? Mm -hmm. a fost da. greu. Da, deci am fost 12 fetele. 12 da, fete, când multos, era, da. Am venit aici, am fost 12 protejate de pe UNESCO. Uh, am avut un program, deci în toată ziua, nu aveam repetiții de dimineață, deci dimineața prânz, am avut repetiții. Pro pentru program, programul nostru a fost identic ca la Lido, mi se pare, din Paris. Sau Lido Moulin. din Paris, da? concurentul concurentului Mulan Ruș. Da. Uh -huh. Cu peni. Sau este, chiar și. Da, da cu pene, costumele au fost făcute de po Viorel Păunescu, deci luate poze și făcute cu lupă, după, cum fiecare păiat uh, a fost cusută ca la Molen Ruș, înțelegi? Mm -hmm. Adică a fost ceva super spectaculos. Uh, noi nu am avut voie să ieșim cu clienții la restaurant, la, bu club, la discoteci, nu avem voie să facem lucrurile astea noi, nu avem voie niciodată să intrăm în vorbă cu ei, trebuia să fim doar să uite la noi, să uite la noi și să fim intangibile, știi? Doar dacă după o perioadă de timp când ne deja am putut să ieșim, nu știu, la Vox Mare sau undeva, un da. De, 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 atunci avem voie. Deci, venea cineva să ne ia unul, un domn, da. și noi tot 12, 12 trebuia să, me, să, să mergem împreună la club. Niciodată unul la unul, niciodată. Deci, nu s-au creat niciodată relații, nu a existat prostituție, nu au existat dansuri la bara, cum s-au spus despre striptease și asta. Da. Era un program de striptease care la, la, dansa o românca, extraordinar de frumos, nimic vulgar, dar nu eram noi. Da. Păi a cântat Luminița Angel, Marcel Laura Stoica, Pavel. Marcel Pavel, Bodo, uh, Luminița, deci Luminița, Monica Angel, Elena Cârstea, deci la noi au cântat uh, cei mai buni cântăreți din România. La cât începeați voi reprezentația? Parcă la 11 seara, la 9 sau la 11 seara, nu mai țin minte. Uh -huh. Și intrați de uh, câte ori era nevoie sau? Uh... Păi noi aveam un program ca lumea făcut, adică cu prolog cu început, cu final, cu... Ova da un Au spectacol post, un de spectacol în, în da, regulă de două ore de varieté, da. cum se spune exact. nu, păi dacă oamenilor uh, le-ai spus eu știam, dar uh, uh -huh. uh, foarte bine că ai punctat tu, că era precum la mulan ruși și acolo, nici acolo nu poți să te atingi balerinele, uh -huh. să pleci cu ele, sunt artiste dar exact nu ai... cum e un cântăreț așa și, și o balerină nu, dar nu a existat pe cuvânt, chiar nu te minci și nu a existat și nimeni nu a făcut noi, uh, din fetele adică din Lituania, eu nu știu pe cineva să fi făcut relații foarte repete. Adică și eu am avut o relație cu un băiat din România, dar uh, un băiat tânăr de vârsta mea, dar după niște ani de zile de stat la melodie. N nu n avem voie. La noi, la seara, trebuie să fim la hotel, ne am fost tot timpul controlate. Nu avem voie să ieșim de, așa de... Hotel. De Păunescu? Da, tot timpul. Și dacă ieșeam cu cineva, întrebam pe Viorel. Viorel, avem voie să ieșim cu... Noi, el trebuie să știe tot timpul unde suntem, cu cine suntem și la ce oră plecăm și la ce oră venim. De el vă luase cumva și pe semnătură, în raport cu. Știi că atunci nu era veneai, agenție, Asta nu, spun. Nu venea așa da. de capul tău da. și te apucai da. să dansezi la melodii. Nu, Vorbim nu, de ce an? Da, da, da 93. Da, căzuse da. comunismul, dar da. încă lucrurile nu erau așezate. Venea așa de capul prin tău prin din contract. Lituania și te apuca. Nu, 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 nu. Te tu să faci ce vrei. Da. Și erau 12 balerine, toate din Lituania. Toate din Lituania. Care. Uh, erau și o trupă din România și ea cumva să completa să schimbau fetele. a fost care erau cu noi în trupa, că dacă cumva nu ajungeau balerine sau când trebuie să le schimbăm programul, mai aveau și câteva românce din, de la opera, mi se pare. Uh -huh. Erau fetele balerine adevărate, da. dar nu... Dar trupa principală a fost a noastră din Lituania. Da, voi înainte de a veni la București cu autocarul și în Lituania făceați asta, nu? Da. La Vilnius fost... sau unde? Eu sunt din Claipeda, eu stau pe adică m-am născut pe malul marii. Da, era o echipă sau e, Atlantis, Claipeda, dacă da, nu da, 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 da. Jalgona, Jalgiris, știi? Da, Jalgiris, Vilnius. Jalgiris, Vilnius, da, Jalgona, Scona, Jalgiris, erau da, basket, da. a fost la mondiale. Și, da, bineînțeles, nu, ai, nu aveai cum să dansezi la melodie, dacă habar nu aveai despre dans. Eu am făcut dans, dans de la patru ani. Părinții mei m-au dus... Ai făcut din frage de pruncie? Patru ani. Patru de ani? De la patru ani? Da m-a dus mama la școala de dans și am făcut că am făcut uh, coregrafie școala de coreografie până am plecat în uh, România. Deci toată trupa asta uh, avea reprezentații da. și în Lituania. Da. Da, 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 am, fost, am venit conform contractului, da. Nu așa noi singure le-am gândit și fiecare a venit. Nu. Uh -huh. Noi a venit. Deci noi învățasem programul de la Melodii, care o să fie la Melodii, în Lituania. Ah, ok. După video. Deci uh -huh. noi toate dansurile le am învățat deja din Lituania. Erați majore. 18, spende. ani, da. Aveați 18 da, ani. Deci Ca eu am ajuns... Altfel nu puteați să plecați, nu? Nu, eu de-aia n-am ajuns în Italia, pentru că nu, nu am ajuns... Deci, nu am ajuns în iunie și eu în august făceam 18 ani. De-aia nu am putut să mă duc în Italia, că în Italia vreau să merg acolo, erau bani mulți. Erau, Înțelegi? Erau, da. Nu? da, în Italia erau bani da. mulți. Dar, incomparabil cu ce ai primit aici, nu că aici muncei gratis, dar nu se compară cu ce primi aici. Nu aveai primit. cum să cumperi casă după două luni de contract, în Italia aveai cum. Aveai, nu? Da. În Lituania, din Italia, da, aveai cum să cumperi casă pe vremea aia, da. Dar spunem, chiar dacă erați majore, totuși 18 ani, încă persoane foarte, foarte tinere. Cred că a fost foarte greu pentru multe dintre voi, dacă nu chiar și pentru tine să plecați de acolo, să vă rupeți de... Nu. nu? Pentru mine nu a fost Să pleci greu. de acasă așa, nu. Sau uh, eu... aveai un termen limită să stai și spuneai, bă, peste trei luni mă întorc. Hai că noi muri trei luni. Așa eu, a fost? Eu așa am crezut că o să fac. A, okay. Eu de copil am călătorit foarte mult. Dat, dat faptul că am dansat la o, adică am făcut școala de dans, noi călătoream de copii. Deci toată Uniunea Sovietică făceam toate, am, am lucrat de atunci cu cei mai mari artiști a Rusiei, la Moscova, peste tot. Și eram obișnuită cu călătoriile. Pentru mine era super mișto, eu nu vreau să stau acasă. Eu știam că nu voi rămâne eu în Lituania niciodată, știi? Și pentru mine n-a fost greu. Dar ah, eu am plecat, eu am, tai că nu nici n-a știut că eu am plecat. M-am urcat în autocar, și nu am mai venit acasă, asta a fost. Atunci neștiut. nu erau telefoane mobile, unde nu. să te sune? Nu, tata a venit să mă ia din București. Cu forța? Să te ia acasă? Să mă ia acasă, dar nu a reușit, da. M-am trăit cu el în fața la ambasador. Fără să spună, fără nimic? Pe cum? Nimic. Da. Și te-am zis că nu văd bine. După cât timp? Mă. De când tu să aici? Prim, după primul an. A, un an. Prim... Și tu nu mai veneai, dar nu ai sunat acasă? Sunt bine? Sunt ok? Uh... Sunam, nu foarte des. Sunam, nu am avut, am avut doar decât telefoane de la ambasador. Noi -am suntem la ambasador și avem, puteam să sunăm din camera, dar contra cost, nu mai știu. A fost destul de dificil să avem legătura cu casa des. Nu ca acum vorbesc cu mama zilnic pe video, știi? Da, da. Dar înainte era mai greu cumva. Dar eu nu simțeam nevoie, eu n-aveam treabă. Uh -huh. Și au trecut, iată, 16 ani, dar până să ne întoarcem un prezent... Tu ai avut ocazia apoi să pleci. Uite, ai stat 2 uh, ani în România la vremea, apoi plecat în Italia. Deja spuneai că ai avut și de la Mulan ruj oferte. Deci, de ce nu mai ai mers la mai bine, la bani mai mulți? Uh, N-am crezut. Eu nu... Uite, eu când am plecat, prima oară am plecat din România. Am avut, uh, am avut o relație cu, cu un băiat din Cipru și ăla era dintr-o familie foarte bună din Cipru. Avea fabrică aici de lapte. Cu băiatul ăsta de care deci, tu da, că era de vârsta să... ta? Da. Ele? Da, așa. da. Înainte să, să cunosc pe tata copilului. Da. Și am plecat în Cipru. Îți dai seama, am ajuns în Cipru cu, cu băiatul respectiv. Părinții lui era o familie foarte bună și ei sunt foarte din ăștia conservatoare. A venit el cu fata balerina de la Melodie Rusoica. Mai că să-și pus mâinile în cap. Îți dai seama ce o fi gândit femeia, o înțeleg. Știi, și datorită ei, pentru că nu mă vroia Sub nicio formă. Ea și-a dorit foarte mult ca copilul ei să aibă o fată cipriotă bogată, ca așa e. Acolo cu avere vine femeie în uh, A, da? Cipru. Da, în, da, da. Da, da. da, da, da. cu avere da. vine femeie? Femeie vine cu avere. În Cipru, femeie vine cu avere. Știi? Și el era din familie foarte bună. Adică, după numele bunicului, era stradă principală în Cipru, să numește Stelio Strifonos. Bunicul așa-l chema, da. știi? Bunica sa era mâna, mâna dreaptă lui Macare, adică zic că președinte de seama, erau cineva oamenii ăștia și poate a venit stelios să acolo cu mine de la melodii, de la cupene, știi? Îți dai seama, că s-a făcut șoc când a văzut. Și datorită ei, pentru că am vrut să fiu atât de bună și să, să arăt că pot și eu să fiu în rândul lumii, am făcut facultate în Cipru. Așa am ajuns eu să fac facultate în Cipru și am făcut Cyprus College of Tourism. Opa! Deci asta ai, am ai urmat universitatea în Cipro. Da, un, uh, Colegiul, nu am putut să intru la universitate. Dar am da a durat și la... cât a durat? A durat, am stat acolo trei ani, după care m-am întors în România și am continuat aici la bioteră. Dar tu în uh, perioada asta, în ăștia trei ani, n-ai fost împreună cu Cipriotul? Ba da, am fost cu el. Dar veniam și plecam. Păi nu, mă legam de uh, poziția sau de opoziția mamei lui. Adică uh, ți-a fost greu să da. s -o, s -o, hale veneam... <laughs> o halești? Mi-a fost foarte greu, știi când știi că nu ești foarte iubit Adică nu m iubit socră Mama socră nu m-a iubit absolut deloc Am făcut facultate a, Mă rog, îți seama, mă simțeam așa foarte fericită Că mă aprecia cumva Știi, dar am, Noi stăm separat Și eu în, timp, în timpul acela Veneam foarte des în România Și după care veneam, veneam, veneam Și zic, bac, picior Și lăsat toate hainele, tot, tot, tot Din tot. ei da, nu am putut. Și m-am întors în România. Și el n-a putut să o calmeze, să-i spună stai mă, mamă, da, nu mai mi trecut niște dragoste, mi-a trecut dragoste așa. M-am întors de veneam în România și am vedea, vedeam viața ce se întâmplă în București. Păi noi avem o viață foarte mișto aici. Așa e. Chiar mai, Nu știu cum să ți explic. Vă ne dar mă ca din vis, adică alții visează ce viață am avut noi. Adică fără nicio grijă. Ani de zile fără nicio grijă. Nu grijă cu cine ești, unde. Numai locurile cele mai bune, peste tot. nu Numai gașcă mișto. Adică eu nu aveam grijă. Haine, parfumuri, păcadouri. Ce vrea un copil la 18, 19, 20 de ani? Adică a fost... Tu ai fost... Fantastic. Fantastic și ai fost crescută în Crescută, mă rog, adolescent vorbind, da, nu copil. În puf. Da, adevărat. Mașini luxoase, restaurante luxoase. Adevărat. Uh, cadouri. Adevărat. În de lux, în lux. Deci, de și salariu mare. Pentru România am un salariu foarte mare. Deși cumva se bate cap în cap ce spui acum. Pentru că mai devreme spuneai că uh, Neaviorel, că știu și eu, suntem relații foarte bune, uh, vă ținea din scurt. Și atunci cum puteai să ieși cadouri, plimbări, vacanțe? După ce m-am întors din în Cipro. Ah. Vorbesc. După da. ce te-ai întors și acum... După ce m-am întors în Cipru, m-am Deci, după câțiva ani de zile, după când ne-a cuno... ne cunoscut pe UNESCO și cumva când deja am ale casei, deja le știa cum și ce și A, în ce fel. Da, Știi? Da, Dar da. eu am stat în Cipru și după aceea m-am întors la Melodii înapoi. Așa am cunoscut și pe Giovanni și pe... Tatăl copilului. Tatăl copilului. Așa le-am cunoscut. că m-am întors și am, am lucrat foarte scurtă perioadă de timp după aia la Melodii și după care... Uh -huh. Datorită faptului că am găsit iubirea vieții mele, că nu mai e nevoie să mai dăți de Dar spune-mi uh, de Cipriot, în momentul în care ai plecat de acolo, n-a venit după tine? Că pres a, venit. a venit. El era a, am, -a. amorezat rău, nu? Rău, rău. A venit, m-am trezit cu el, uh, eram, deja eram cu piții, eram la Vox Maris, că acum mi-aduc aminte, și m-am trezit cu el acolo. Înțelegi? Și nici măcar nu m-am ridicat de la masă, ca și cum nu cunoșteam, și m-am întors capul. Și a tras de mine, băi, te rog să vorbim, nu știu ce și nu știu cum, și n-am mai vorbit. N-am mai, n -am mai vorbit. Deci am considerat că am suferit atât de mult în Cipru acolo și mi-a fost atât de greu, că n-am mai... eu am lăsat toate hainele, tot, 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 tot acolo. Eu deci... am plecat cu o geantă, adică în vacanță, weekend. Deci el în... săracul nu, nu-ți greșise cu nimic, el personal. Nu. Nu, nu greșești cu nimic. Nu? Și cred că m-a arătat și binișor că nu te cuplai tu cu oricine. Arată Că tu erai atunci, nu te cunosc de atunci, dar am văzut niște poze. Arătai. Și acum arăți minunat, atunci erai tânără. Asta, știi asta este asta, cel mai... Știi când vrei să faci un compliment unei doamne, unei fete și spui Mama, ce bună erai când erai tânără. Bine, și acum ești mișto. Băi, dar cum arăta vita că când era, Te pe de râs, păi, altfel dacă nu veneam cu această completare, se subînțelegea că acum ești n-aș pară de tot. Știi, ceea ce nu e adevărat. Stai, lini, da, Ai liniște, știe, da. sunt țipla. Da. Sunt atunci, bine, atunci aveai câți ani? Acum am și creier. Nu știu la ce mă ajută, dar le-am. <laughs> Câteodată. <laughs> nu, mai că, bine, eu, poate, nu, eu zic, zic, că, eu, eu zic că dacă n-aveai și atunci creier, nu ajungeai omul eram, de astăzi. eu eram, un, eu eram -am. un copil. O luai pe stăzi? alte direcții dacă n-aveai. Puteam, lejer. Deci asta vreau să spun, că puteam lejer să ajung... Uh, Prostituată dacă vrei... Da, Or... că bariera e foarte sensibilă. Exact, adică foarte... viața de noapte și viața cu foarte multe posibilități este foarte ușor să aluneci pe partea cealaltă, știi? Depinde tot la fel, depinde de materialul omului, de creierul și ce și dorește. Uh -huh. Știi? Dar eu sunt, am fost, eu sunt disciplinată, de fapt eu sunt un om foarte disciplinat și cam știu ce-mi doresc în viață. Nu reușească mereu, dar 90%... Ai reușit. De... Dar spunem, cum ai rezistat? Spuneai că trebuia să, să păstrați o ordine, o disciplină, o rigoriozitate. Cum ai rezistat tentațiilor? Că veneau fel de fel de mesaje, de cadouri, de propuneri. Pentru că au fost atât de multe. Și când ești foarte mișto și ai foarte multe posibilități și ai crezi că poți alege toată viața, de undeva, înțelegi? Ai atât de multe posibilități În care tot timpul te ai zis, lasă, tot timpul mă gândeam Lasă, că trebuie să fie și cineva mai bun Înțelegi? Vreau tot timpul să fiu acolo undeva Unde nu prea poate să ajungă nimeni Până m-am îndrăgostit Ca un copil nec, așa, știi? Dar până atunci nu Deci eram foarte uh -huh. Nu putea să ajungă oricine la mine Nu puteam nu? Nu de ce? Pentru că erai... Eram super cu nasul pe sus și Asta știam valoare. Asta spune, gânfata, infatuata, nu? Infatuată, cum se spune la mine. Vă dacă e așa corect? Cum Înfatuată, da. Dar le-am super sigură pe mine și știam ce, că sunt prea mișto și nu puteam să pierd timpul cu oricine și oricând. Dar nici nu, uh, nici nu erai, adică nu stăteai singură, nu vorbesc nu. De, de, aspectul sexual, dar nu stăteai singură în hotel sau în casă și ziceai, băi, eu nu ies cu nimeni, nici la ce cafea. aspect sexual putem să vorbim la 20 de ani? Ce înțelegi tu despre... Păi tocmai că nu vreau nici să nici nu înțelegi în ce, aia, exact, dar zic, nici nu, nu în casă pe canapea nu. și spuneai, băi, eu nu ies cu nimeni că sunt prea tare. Adică nu, tu, tre nu te ne trezeam, cred. deci, pe cum? deci ne trezeam, adică eu știu că o să o sune de aiurea, dar așa, ne trezeam cu fete, că noi stăm câte două în camere, știi? Și ne sunam. Ce facem astăzi și facem așa cu agenda deschidem și care pagina deschidea cu zic cu ala ieșim la masă, deci știi cum dăm scroll, genul pe telefon, așa noi cu agenda cu ochii sau cu creionul deci era caterinca, deci noi facem foarte multă multă caterinca, bănuiesc... care să fie astăzi norocosul să iasă cu noi, vine să ieși cu cineva de la Melody, pe vremea aia era cum să ieși cu ta, era bank, să ne adică era ceva wow. cum era după voi această poveste sau aceeași poveste cu fetele din, din, trupa doamnei Zina Dumitrescu. Dacă te ți aminte. Da, ele cred că au fost înainte. Sau înainte, adică tot așa, să ieși cu o fată de la Zina din trupă, Ești mă, Măi, că la un moment, știi că la un moment dat, Zina, nu, 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 Zina Dumitrescu, a, fetele a prezentau, aveau bucată la melodii unde fetele prezentau moda. Da. Pe, la melodii. Da, Dana, cu Eugenia, minte. cu Maria. Da, cu... da, 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 da. Uhum. Nu știu dacă Și erau ele impecabile ero... toate, toate frumoase. Una rodică era, boa erau uhum. frumoase, ro ro, da, adevărat. Da. Despui deci că făceați caterincă acolo între voi, pentru că da. fiecare da. Uh, Cine să fie norocosul? Da, dar știați câte ceva despre ăla? Uite-mă, la e cu Mercedes, mm. la ai cu BMW, adică nu luați pe oricine, nu? În caietul ăla. cum era? Doamne! Păi ce, de... ce, ce... nici nu vreau să-ți povestesc mult, nu, pentru ba, că, că după da, aia o să mă judece tot ce spune. Nu e erau mor... foarte clar puse întrebările de la bun început. Nimeni, deci, în primul rând, cu oricine venea la Melody și întrebam, aveam pe Păunescu și aveam pe angajații de acolo. Așa. Deci erau întrebările clare cine e, cu ce se ocupa, cât de serios e. Nu ieșeam cu țigani, nu ieșeam cu romi, mă scuzați. Nu ieșeam cu jucători de la casino sau o oamenii care puteau să ne facă rău. Noi ieșeam tot timpul cu oameni super care să știau, să se cunoșteau cu... Erau Adică cunoscuți acolo, deci nu putem să ieșim cu cineva dacă nu îl cunoșteam, nu, ne era frica. Păi putea să ne omoare, da. să ne violeze, să se întâmple orice. Uh -huh. Tot timpul am ieșit cu cineva care noi toate, care să știa cu cine ieșim. Uh -huh. Un om, Ci, a, automat acordul lui pe Păunescu. Cumva a fost... Uh... Dar nu avei voie, de repedepsit. Nu puteți să ieși așa de nebună. Păi dacă domne ferește, el are de noi. Dacă domne ferește ne-a luat cineva și nu mai... Să știi că s-a întâmplat, acum mi-aduc aminte, două fete au fost luate din uh, club, mi se pare, și au fost bătute crunt. Hmm. În, uh, de la Vox Maris au fost luate și au fost uh, bătute crunt că cine, nu mai țin minte exact ce și cum a fost de mult, dar au fost, cred că mi se pare că au ajuns și la spital. S-a întâmplat o chestie da. de genul ăsta. A adică fost... voi trebuia să aveți un protector. Într-o Românie care încă se așeza sau se căuta la vremea da. aia și erau și infractori, așa cum sunt și în zilele noastre și puteau să da. vă facă orice. Da, dar vezi cumva, nu știu cât de puternic era Paunescu pe vremea aia, în România, că cumva Toată lumea, dacă spuneai Unescu, era frică de el. Nu știu păi ce -a hram. Întâmpla, ție, în ce context s-a întâmplat să folosești numele lui Păunescu? Deci noi știam, dacă veneam la Vox Mare, știau că vin fetele la lui Păunescu. Dacă, nu știu, știi că îți luau actele la control. Existau zilele care pe, pe stradă, dacă erai, te oprea poliție și îți luau actele la control. Știi, actele noastre mi se pare că erau atunci erau la, ținute la domnul Paunescu și ne întrebau și noi spuneam, noi suntem de la Mioloi, a, ah, ok, nicio problemă și ne lăsau să... La da, Păunescu era toate numai una și una, nu? Da. Păi că toate. Toate. Normal. În alte... Blonde, în alte frumoase. Trase da, prin da, da, inel da. și așa mai departe. Da, de seama. Păi cum, normal. Și stăteați împreună în câte două în apartament, nu? În camera, la ambasador. Păi și uh, ulterior cu trecerea timpului nu v-ați luat și voi fiecare casa voastră? Păi fiecare au plecat din România, unele au plecat într-adevăr în Italia, altele s-au întors în Lituania, o nebună a rămas în România și uite așa singura... Să nu spui că tu ești singura, singura care din trupa aia a rămas în România. Singura, ce, ce, ce mai deșteaptă? Singura am rămas aici. Nu pot să cred. Da, singura și să știi că toate au ajuns foarte bine, una s-a căsătorit în Italia cu unul de la, Formula, cu de la Ferrari. O fată la. Fel... E acea Ramona sau cum o cheamă? Nu, una iurga era. înseamnă că. familia Ferrari au multe. Nu, 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 nu alta. Rude. Nu, și nu, apropiați. Da, nu. Ca a în... Da. Nu, dar nu era okay, în A, Ah, ok, da, mai da, da. dreptate Au plecat în Italia și s-au căsătorit toate bine. A fost, Adică chiar au avut noroc. Uh -huh. Păi uh -huh. bine, acum nu știu. Te victimizezi pentru că și tu puteai să pleci. Nu te opri nimeni să pleci. Și nu. aici nu ți-a mers prost. Că dacă ți mergea prost, plecai și tu în secunda 2. Plecam. Adevărat. Dar ți-a mers, ți mers bine. călătoream foarte mult. Și așa călătoream mm mult. -hmm. Adică eu tot timpul plecam și vizitam fetele. Deci călătoream. Eram ok. Dar spune că îmi scapă ceva. Eu am văzut, înainte de a veni aici la, la podcast, m-am văzut pe unde ai mai fost, pe la emisiuni, ca să mai fac și o idee ce vorbești, mm -hmm. cum vorbești. Ce am văzut la, la Adiță că vorbeai de uh, un om um, foarte bogat, E pleonazm, în cazul nostru, uh -huh. da? Care te uh, admira, ceva cu un cadou Rolls-Royce și în scapă. Cipriot deci și, priot, an... și nu, nu, nu. A fost înainte. A fost înainte. Prim... Dar nu am avut nicio treabă cu el. A fost primul a, okay. an când am fost în România, era un grec. A, okay. Nu, nici nu vorbeam, eu nici română nu vorbeam atunci. A, a venit să un grec înainte, deci primul an, 93, dacă nu mai înșel. Da. O, a venit un grec din uh, Atena, dacă nu ceva lucra cu cu, cu vapoare. Nu ni, nici nu m-a interesat sincer, să spun. Se Un Armator. Exact. Știi și mi-a dat ce povestit la mai da, la, Adița. la Adiță, cred că, nu? Da, da, da. Uh, și mi-a dat mi a dus un catalog. Nu știa cum să mă facă de cap, știi? Uh -huh. Să simt eu eram copil. Nene, ce mă interesa pe mine? Eram nebună cu nu eram chitită nici să mă maric, nici să fac copil. Nu, adică eram vreau să trăiesc viața, zicea. Și mi-a dus un catalog cu niște mașini vechi. Eu consideram vechi din ăștia așa mai pătrăcioase. Și scrie R, r Rolls-Royce, nici nu știam să pronunț. Și mi-a spus, alegeți mașină. Și eu a spus, mă mutăm -a, a zis, băi, asta nu e... Ce -i... am învățat eu o chestie, ce e în mână nu e minciună. Zic, nu vreau asta. Acolo, zic, la unire există reprezentanța Alfa Romeo, roșie, frumoasă, hai să luăm. Hai. Și -a o da. Și spuneai în continuare în acel interviu că nici nu știam să conduc, înțelegi? Nu, că a venit mama ta și ai luat-o cu rolul de la gară și a spus, ce mama vechitura asta e prea mult lemn în ea. Era primul Rolls-Royce care a fost în România și ne-am dus la... Era primul Rolls-Royce. Eu nu știam cât de... Păi aveam, nu știu, 19, 19 ani. Dar știi că te conduce cu șofer, cu mânuș, cu... Adică așa era. Era cu cineva. Deci să știi că mi-aduc aminte foarte vac. Era, el nu era singur niciodată, era cu un, unul tot timpul după el, un șofer, un bodyguard. bodyguard da. nu, nu mai ți minte. Tot parcă era grec, nu mai ți minte exact. Da, era o mașină foarte mare cu mult lemn înăuntru și era vestă toată aia, știi, în fața care să te da, să ai să se intra înăuntru și cu degetul, cu tot. Și ne-am dus cu la gara de nor și am venit maica mea cu ceant, genți de rafie. Coale curate, da, da, da. pe cuvânt, ca, ca din... Păporniță! Băi, nene, din Las Fierbinz, direct, vin mama cu vă, păpornița, era și mama mea tânără pe vremea aia, și a văzut și cu alea două genți au urcat în să, <laughs> să <laughs> și crede și și au oh, ce mașină mișto, de ce veche, ce le așa mult. <laughs> <laughs> Ia mă, vi ca și tu o mașină, nu? Cu... <laughs> Uite, mai că mea e la mine acum, dacă știam, puneam să-ți povestească. Am citit că ai avut acum o, o vizită din asta da, 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 mine, emoțională da. de, de Paști. Dar da. spune că tot ce ai descris până acum uh, arată o tânără la vremea aia mm -hmm. care n-a dus lipsă de nimic. Nu, n știu cum mă duc. Pai nu, mai devreme ai spus, înainte, în primele noastre uh, schimburi de replici, că tu am avut o viață foarte grea. Asta ai spus. Mai. Uh, și atunci de unde. Eu nu vorbesc grea. viața grea, buc, am adus lipsuri de bani. Eu mă refer viața grea, eu pentru orice trebuie să mă lupt. Eu tot timpul, caut că dreptate, eu totdeauna A. trebuie să. Știi ce se întâmplă, uite, și cu copilul. Când se va... Deci, niciun lucru la mine în viață nu este normal. Dacă am avut copil. Păi am trecut prin ce am trecut, până am ajuns acolo unde mi-am dorit eu și acolo e copilul unde vreau eu, păi am adus drumul de Hristos. Dar asta a fost alegerea mea, de atâmpită. Eu am plătit foarte scump prețul ce, alegerilor mele. Alegerile nu neapărat am făcut bune. Ai fost mea. o, nu știu, o rebelă, zic bine? Da, și sunt. Ah, normal că dacă ai fost, ți-ai păstrat sunt. acum, nu, uh, nu și te să, mai pust. Și nu mă poți schimba. Și câteodată pare rău, câteodată vine să uh. arăt, câteodată zic sunt întâmpită, câteodată sunt mândra de mine, câteodată, nu știu, am așa, zici că sunt labila psihic câteodată, știi? Mm -hmm. <laughs> Se da, iau, uh, atunci în tinerețe, uh, tinerețe însemnând în, în, cazul acestui subiect, uh, 25 plus să zicem, mm -hmm. da? Uh, nu ai avut foarte mare uh, aplecare spre uh, noțiunea asta de familie, nu? Niciodată. Deci fii atent. Eu știam, de, știi cândva când te formezi ca copil și ai în cap să te vezi ca fetiță să se jucă. Eu nu mă jucam cu păpuși. Eu le tundeam pe toate mine nu mă, adică nu mă jucam cu păpuși, dacă pentru mine păpușa era doar să-l tai părul, adică nu eram fetița aia. nu mă vedeam niciodată că o să am uh, nuntă cu... Soț, mireasă... Păi niciodată și credem la eu sunt într-o familie super tradițională, știi? Bunica mea cu bunicul a trăit toată viața, singurul bărbat în viața ei, mama cu tata, singurul soț în viața ei, pa la revedere! Fratii meu. Cu soția lui, din școală, high school, până acum au doi copii, sunt din ăștia. Deci, oricum, toți sunt uh, mirați. Ce... E, oricum, toată lumea știe că nu sunt cum trebuie, el știe. Eu am fost o timpul diferit. Adică, nu, nu, nu mă vedem niciodată maritată sau să stau. Deci, oricum, nu pot să stau cu cineva, nu-mi stau, cu nu? un singur. Nu. Nu. Mie mi ce dragostea până la revedere. Nu mai pot. Așa erai și atunci? Da. Tot timpul așa am fost. Deci, tot timpul n-ai fost uh, statornică, cum se spune. Nu am fost. Deci, nu am putut niciodată să fac compromisuri. Niciodată. Adică, nu aș putea să stau cu cineva doar datorită faptului că am un copil și trebuie să mă chinui toată viața mea, pe, știi? Da, știu ce spui? Știi acum? ce zic? Adică, da, da, niciodată. Și niciodată n-am fost așa. Dar materialist ai fost? Da, întotdeauna. Întotdeauna. Uh -huh. Acum e posibil să-ți iei ceva hate. A? Acum. Să <laughs> spunem, mie cineva aici la tine la emisiunea care nu-i place banul. Să spună mie, cine mai viața să... asta care stă și să zică că mie nu-mi place bani, că cuiva nu-i place bani. Deci nu o să cred niciodată. A, că ne ascundem, că avem toți foarte multe misiuni online, ă, suntem foarte cunoscuți ca și șmogger. Dar cum am ajuns aici, nu povestește nimeni. Și tot, cu toți știm că toți au avut niște povești mult mai complicate ca ale mele. Toți aveau sponsori în spate, doar nu eram tată, tată mama bogați. Despre ce vorbim? Nu, eu vreau să spun și nu neapărat. Vis-a-vis -vis de, vis -vis de femei. Da, da, da de, dar nu de persoane publice neapărat. Că mai sunt femei și sunt multe, cel puțin la nivel verbal care spun, domne, nu contează neapărat situația materială. Să aibă nu un suflet, contează. să aibă, uh, să avem chimie. Asta cu chimia o știi, nu? nu ai zis-o, nu? Să avem chimie. Nu contează bani, contează numărul lui. Hai, lasă vrejeală. Și după aia stau să bată. Când începe ala acasă să speli chiloță, să... Deci credem mă eu dacă stau cu unul în casă... Deci în momentul când vine la mine... Ala... Deci am o relație. Da. Am da. avut relații după ce am despărțit de puții, am, am avut relații lungi când am rămas, când am avut copilul, am stat cu un băiat 2 ani de zile, după care m-am despărțit de el, m-am reîmpăcat cu piții pentru o perioadă mai scurtă de timp, după care m-am despărțit de el și iarăși am avut relația de 2-3 ani, după care am avut cu așa rus încă 3 ani de zile, adică tot timpul am avut relații lungi, așa. înțelegi? Da. Și ce să, ce să, ce, să, ce adică eu nu cred în lucru lucrul ăsta, stau cu unul ca În și... Momentul când vine la mine acasă cu bagajul, deja mă sufoca. Fiecare cu casa lui, știi? Da. Da, până mă obișnuiesc, adică trebuie să mă iei încet. Până mă obișnuiesc, până așa, iau încet, mă iau încet, dar nu... Și tu spui mie dacă ăla n-are nici bani. După care perioadă începe să sforăie. Să bese, să speli chiloții, sutiene, că te obișnuiești cu el. Vrei, nu vrei, tu te obișnuiești. Fă de mâncare. Fă de mâncare. Ai, fă, ești nervos, nu știu ce, înțelegi. Și mai n-are nici bani. Adică, da, suflet. Ai te cu Eu nu cred în asta. Dar nu știu, spun ce aud, nu pot să vin acum să spun, domnule, toate femeile sunt așa, că nu e corect să spun asta, dar uite, tu... Da, dacă sunt îndrăgostită, au fost de câteva ori în viața mea, genul, știi, să mă prindă și să așa, sunt ca o curcă beată, e adevărat. Nici asta nu știu situația, nu-mi place. Dar bănuiesc că din punct de vedere al aspectului ăsta financiar, ce înseamnă să aibă bani? Adică să să-ți ofere o viață decentă, că nu e cerul nimănui luna de pe cer. Nu? Stai puțin. Adică să ne înțelegem, că lumea spune, stai bă, că asta cu cine a fost, Te-a falimentat. Adică n-a fost așa. Dar pe nimeni, eu n-am cerut bani păi asta spun, să nu Dar pentru mine nu e problemă, stai puțin, nu mă interesează să vină ala să-mi dă mie saci de bani. Eu întotdeauna mi-am ales bărbați puternici lângă mine și am avut în general, adică relații pe care am avut, am bărbați puternici cu nume. Cu nume. Ți-a plăcut asta? Mult. Să ai lângă tine un bărbat care uh, Foarte mult. Știe lumea despre pentru care... că cu ala mă simțeam femeie. Eu nu am cerut lui bani, dăm bani să... Dar pentru mine conta foarte mult să fac lângă el relații și am păstrat relații cu oamenii. să învăț lucruri, lucruri, Pentru că un, un, om deștept, un om realizat, întotdeauna o să-i învârti cu oamenii deștepți și realizați. Da? Da. Eu în momentul ăsta pot să dau telefon, alo, Înțelegi, dacă am o problemă în viața asta La spital orice ar fi Eu știu că o să rezolv în secundă minus 1 Pentru că am și vrut Am putut să păstrez Adică nu era vorba despre el să-mi iau bani Ca să-mi da. cumpăr cădou scumpe Nu despre asta e vorba Ale vin și pleacă, nu contează Dar dacă tu ești capabil, faci singur bani Uite, vezi, Până la urmă asta e important asta. Dar faptul că am cunoscut lume foarte bună Am fost în lume foarte lume bună peste Te tot Te-ai în niște cercuri Da, asta pentru mine a contat mult Știi? Și eu chestia să stau să mă gândesc, să bag mâna eu în buzunar, să-l cumpăr lua să plătesc masa la restaurant și să plătesc hotelul la Brașov. Adică... Ai avut și din astea? Nu. Adică nu pleacă nu. nimeni cu tine la Brașov sau din București dacă nu... Nu, nu da, glumesc, glumesc. Acum că... nu. Nu, nu, glumesc, e... glumesc. Nu, că îți faci o părere rup. despre un om în secunda 2. Ai școala vieții, ce n -ai? Nu, adică nu pot, adică cum? Păi mă plin cu fiul meu pentru ce să... Eu nu înțeleg lucrul ăsta. Și știi când să vorbesc, vorbim despre perso... femei puternice. Femeia puternică nu e aia care face bani foarte mulți. Nu e aia. Femeia puternică e aia care știe să țină un bărbat puternic în spate. Știi? În... Și lângă ea. Lângă ea. Nu aia care are un pampalou și ea muncește ca un sclav și le aduce banii acasă. Eu nu cu aia e slabă. Mm -hmm. Pentru că a putut să găsească un pampalou. Mm -hmm. O femeie puternică știe cum să țină pe ala care este pentru ea și un bărbat deștept și să-l motiveze, să-l aducă habanii, nu știu ce vrea acasă, adică să creeze o viață frumoasă în jurul lui. Eu sunt rusoică, noi așa suntem crescute. Da, bine, și cred că și româncele au concepția asta, unele mm -hmm. dintre. Adică nu cred că trebuie să vii din Rusia simt. neapărat ca să ai. Nu, dar sunt, să știi că sunt. Mentalitățile sunt super diferite Da. Între România și în Ai general Ai diferența asta de mentalitate? Da, da, și chiar și cu mama vorbeam acum Adică și mă uit foarte mult la filme rusești Da, e alta, alta mentalitate Altfel tratează bărbatul în femeie O femeie tratează Altfel înțelegi lucrurile Altfel poate lucrurile care faci La ruși, spre exemplu, nu este rușine să te la masă Poți să fii super mega cunoscut E o petrecere, tu te-ai îmbătat la masă, nu femeia mare, aici am vomitat, aici am au, au, sub au, jur, aici am vomat sub masă, aici s-au ridicat, iar au băut, înțelegi, e ceva normal aici să faci ceva în România de genul ăsta. Nu te mai cheamă nimeni, nicăieri Să mă rog, Franță, ți-l la revedere. este <laughs> să e ceva normal să ai găsești, un, să fii cu un bărbat cu care ai făcut petrecere și ăla când se trezește, chiar și în filme rusește, cum am uit, ăla se trezește de dimineața acasă și aici are un, uh, un lighean uh -huh. pentru să vomite. Nu <laughs> e ceva normal! În Rusia. da. da. Aici e un compot că da. ca să bea da. exact. Și dar e ceva, cum să spun, e ceva super, super, super normal. Da. Adică nu e rușine lucrul uh -huh. asta care lucrurile, spre în România ar fi foarte rușinos. Să zicem, o da. să, vi cu, să vin cu unul la restaurant și la vomită pe masă aici. Adică, nu. Dar parcă e mai bine aici, civilizația e mai pe ți -am gustul. dat un exemplu. Da, 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 asta. nu, nu, nu. Și eu ți-am spus, da. Da, spunem, din ce ai descris până acum, ai avut relații lungi. Adică tu da, ai, eu spus. avut relații lungi. Și n-ai ajuns niciodată până la, cum spune românul, la altar? Oh, nu mi-am dorit niciodată. Ah, păi bun, nu. dar el să zicem că a insistat, era dar profil. Era a, a insistat, cost, nu? Normal, normal. Adică ai fost cerută de soție. Da, și am luat și copil, da, nu. Dar este un, este un subiect despre care nu îmi place să vorbesc niciodată. De nu care ai să mă vezi pe mine niciodată pe Instagram cu unul nu ai să mă vezi pe unul cu niciodată de mână cu unul mă duc la emisiune să vorbesc așa, că nu mi se pare pampalo adică îmi chem 112 dacă vezi vreodată așa. Adică nu, știu la ce te refer. Adică nu adică vrei mi să... se pare că e o nebunie să duci să te lauzi. Adică viața privată trebuie să fie privată. Uh -huh. Asta nu e viața pentru Instagram, nu este viața pentru social media, e viața pentru tine cum te simți tu bine acasă. Uh -huh. că sunt perioade când te simți foarte singur, sunt perioade când ai cu cineva, sunt perioade când nu ai. Adică nu, lucrurile astea mie nu place să-i expun. Uh -huh. Mie, personal. Deși, acum iar o să te irit puțin, ai devenit cunoscută prin prisma relației cu uh, fostul selecționer și uh, fostul mare fotbalist român Victor uh -huh. Pitsurcă. care -ți, uh, uh, Ce ține de viața privată, detaliul, aspectul, uh, păi, subiectul pentru că, ăsta? Pentru că a fost copil, am fost întârcinată, a fost copil și de acolo, normal, a fost dat în judecată, nu ne-am înțeles. Și, bineînțeles, că a fost un caz public, dar... Dar ani astea care am fost cu el, eu nu prea știu să fi părut în presă. Uh -huh. Ne-a prins cineva, ne-a făcut poze. Dar nu era atunci când vă trăiați da, voi povestea deja. De Era, Da, bir. era, era. Despre era Era, era, despre era, deja, era. asta de paparații? Era ceau. Da? Ceau. Da. Da. Era, era, da. era atac la persoană. Prima la dată per... mi se pare că au scris ăștia de la VIP ceva, dar nu prea înțelegem despre ce e vorba. VIP uh, era atac la persoana lui Mitica Dragomir. Uh, după care au fost uh, nu Spy cum era? Star, parcă? Uh -huh. Nu? uh -huh. chi sau... Salut! <laughs> și Star și Salut și nu mai știu. multe altele. Da. Multe altele. Și erau oricum mult mai agresive ca cele din ziua de astăzi. Mai păi aveau operații, aveau și foarte mult buget. Erau alta via- era Și alta. mult mai citite. După aia a apărut, da. uh, mă rog. Păi înainte fugeai de ei. Ca să nu te prindă, ca să nu apari în presă. Acum plătești ca să apari în presă. Adică cam așa s-au schimbat vremurile. Uh -huh. Spuneai că am dreptul la două întrebări de, legate de Victor Pițurcă. A fost iubirea vieții tale? Uh, a fost... Uh, Cred că da. Uh, pentru că am făcut cel mai multe lucruri pentru această relație. Tu sau el? Nu, eu. Ah. Nu, eu. Eu vorbesc despre mine. El n-a făcut nimic. Eu. Da, cred, cred, că da, a fost un om care... Iubire. A fost un om care mi-a schimbat cursul vieții și m am crescut lângă el și m-am maturizat. Alegerea a fost a mea. Povestea a fost a mea. Și e o poveste care eu am plătit cu prețul foarte scump. Zici? Nu, știu. Știu, în afara faptului că sunt cea mai arătată cu deget amantă din România. După care, oricum, am avut relații, nu mai conta lucrul ăsta, dar cumva, faptul că m-a părăsit, când mi-a fost foarte greu și când am fost însărcinată și s-a întâmplat povestea asta, cumva s-a întâmplat un lucru care mi-a să. tot ce seamnă dragoste de copil și dragoste de. copil, eu ca copil vorbesc, da? Dragoste de copil și încredere într-un om care îi iubești mai mult ca uh, pe Dumnezeu, orice vrei tu, uh, s-a spulberat. Știi? Și în momentul ăla eu n-am mai avut încredere liberă. Și de aia după aia n-am dat doi bani pe niciun bărbat în viața asta. Asta o chestie pentru mine care m-a afectat relația mea vis-a-vis -mea -vis de bărbați. bărbați. N-am deci iubit practic, niciunul și nu. Nu. Și le întâlnim. Sunt o persoană foarte rece eu. Eu nu sunt un om cald. Deci practic... Uh, Am plătit scump, cred uh, Ceea ce s-a întâmplat în această relație ți-a ți schimbat percepția despre yeah. relația mm -hmm. cu un bărbat. Da, și ulterior n-ai mai avut încredere în nimeni și n-ai mai putut să iubești cu aceeași patimă mm -mm. și sinceritate. Mai nu, și îmi plăcea cumva să mă și bun, nu știu cum să ți explic. Nu, ai explicat D foarte bine, că știu noțiunea. De, da, nu știu, indiferent cât de mult mai se întâmplau, adică îmi plăceau, nu știu cum să spun, ca să mă mai înțelegi. După apicurca cu bărbații care eu am fost unii dintre ei au ajuns la psiholog, pentru că în momentul când nu mai vroiam să mai fiu cu ei, înțelegi, adică aveam așa abilitate să se îndrăgostească de mine și să părăsesc și cumva nu-mi pare rău că sufără, știi? În... Cinism. Cam așa ceva. Cinism e România, așa se numește. Pro, poate dacă asta e cuvântul potrivit. Adică tu îi vedeai că suferă... Și placea. îmi plăcea. Îmi plăcea. Mi-a mi schimbat, ți-am spus, adică nu mai puteam să mă... N-am mai putut să mă îndrăgostesc. Într-adevăr, am avut relații foarte mișto dar din partea lui a fost totul, din partea mea a fost foarte puțin. Mm -hmm. și, și ei, stă, cu, ei stăteau în ideea în care te pot face pe parcurs păi, să iubești că... la fel de mult cum te iubeau ei? Nu știu, cred. Și bănuiesc că erau oameni din uh, zona asta. Uh, și fizic ok, și cu bani, adică nu era oricine... Care să... Când vorbim. Deci de... nu mai vreau să spunem cuvântul ăsta cu bani. Bărbați puternici. Puternici. Vorbesc, da, scuze. am, am reținut, da? Bărbați puternici, da? Bar, bar, un bărbat, da. Uh -huh. Nu vorbim de. -a. Dar nici tu nu le spune, adică cumva, uh, fără să te acuz, că suntem la o discuție sinceră, nu, uh -huh. eu sunt procuror și tu ești uh, vinovat. Uh, cumva le vinde iluzii. Așa le vezi tu cumva, nu? Vindeam iluzii. Nu, dar eu în momentul ăla mă simțeam bine. Așa. Eu eram fericită în, așa cum sunt. Nu știu dacă vedeam iluzii, nu m-am prefăcut niciodată, adică am stat cu fie, de fiecare dată de cine îmi plăcea, dar a, okay. niciodată nu am iubit mai mult decât am fost iubită, nu știu. Da, gata, acum am înțeles, înțeles. dar bine adică, acum adică, am înțeles. Adică nu-ți nu nicio... băteai joc de ei, nu nu, nu. dar a, nu, nu puteai să fii atât de implicată ca ei în relație. Nu, dar mi s-a întâmplat, spre exemplu, să cunosc un bărbat, să mă invite la masă și o să uit să ajung la masă și să-mi trimită mesaj și că n ai ajuns, deci mi s-a întâmplat și acum, de curând. Știi? mi se întâmplă lucrurile astea pentru că nu mai dau deloc importanță. Deci am trebuit să mă duc la masă și am plecat cu cățelul meu să cumpăr mâncare pentru așa și mi-a trimis mesaj și am, trebuit, am văzut că era la masă și mi-a spus, băi, tu mai la mișto? Deci mi se întâmplă și acum lucrurile astea. Da, mi-a fost a, cam așa a fost. De atunci? de deci ce a fost practic un șoc emoțional. A fost, a fost un șoc emoțional. A fost un șoc, eu am suferit foarte mult. Am suferit foarte mult, a fost cea mai grea perioadă vieții mele cu uh, când am fost însărcinată, după care am am născut, după care a fost povestea cu recunoscutul copilului, după care a fost întâlnirea copilului cu tată la IML, deci au fost niște lucruri care dacă povestesc vine tot timpul să plâng. Sunt niște lucruri care, dacă ei din urma uh, sunt atât de dureroase pentru mine, în care cum să spun, nu mi se pare că am avut viața foarte grea. Știi, a fost foarte greu emoțional, mm -hmm. am fost varza, praf și mult timp. Ai ajuns și la psiholog din cauza asta atunci? De ce deci... ne cu cred din psiholog, știi, nebun? Nu? am ne ferește, alea, mo speaker motivațional, motio toate brifitoarele din România au devenit speaker motivațional, adică au transferat afacerile în speaker -mo motivațional, da, da. pe bune. Deci toate brifitoarele, cele mai mari brifitoare pe care i am cunoscut în viața asta, ele cum sunt speaker motivațional motivațional, cum să numesc. Motivațional, a zis bine, da. Ai înțeles, le fac și de bani, de mare, de ce pot să mai înveți Nu, și mm -hmm. la psiholog am încercat să... Am fost la psiholog când am fost însărcinată prima oară. De ce ai fost? De trei ori mi-a să mi-am fost. Am fost, prima oară am fost, când am fost însărcinată, în momentul când am început să vorbesc cu, psihol, cu psiholog, aia deja s-a uitat la mine cu o poveste și a spus, mamă, fă pace, asta sunt bărbați. Adică, știi? Zis mm, da, da, nu, nu, niciodată nu m-a prins niciun psiholog, niciodată n-am nu cred în psihologi. Dar, nu știu acum, dacă expresia asta e foarte potrivită, tot răul spre bine. Tu spui că relația cu domnul Pițurcă te afecta foarte mult, că ai suferit foarte mult. Pe asta de alt... e a doua, pe întrebare. Nu, pe de asta nu e întrebare. A. Era un, un, enunț, da? Bine. Pe de altă parte, a rezultat un copil uh, singurul al vostru, al tău, superb, care acum se înțelege foarte bine cu lui Și cred că pentru un om pe pământ e foarte important ce lasă în urmă. Și uh, în cazul ăsta, cred că ești fericită, nu? Uh, adică, nu... Uh, și de spun că uh, se bate cumva cap în cap sau tău rol spre bine sau cum vrei tu să o pentru, formulezi. Pentru uh, momentul când am, am avut copil, eu am știut că în momentul ăla există doar el. Și binele copilului este mai important decât binele meu, o perioadă de timp. Și mi-am dorit foarte mult ca copilul nu o să, să nu crească cu probleme că nu a fost dorit, pentru că nu asta a fost. La noi a fost, uh, la la fost uh, războiul de orgolii, înțelegi? Și mi-am dorit foarte mult să nu sufere, am făcut foarte multe compromisuri, chiar am renunțat și la foarte mare pensie alimentară și am încasat bani foarte puțin de -a la pițurcă pentru pensia alimentară a copilului, crede-mă, am renunțat la 10.000. Și s-a dus la. Știi că eu am câștigat 10.000 de euro, pensie alimentară. Pe lună? Pe lună. Pensia mea alimentară, dacă era pe corect, era 10.000 de euro. Tu înțelegi ce înseamnă? Ca să ca să spui tu mie că eu sunt uh, materialistă. Bun. După ce noi am fost la IML și am semnat uh, și, uh, mă rog, s-a întâmplat chestia, s-a întâlnit copilul cu Taicasu, așa, în momentul când, mă rog, el uh, a făcut mendrele lui ca să facă testul de paternitate. A fost Deci a fost înțelegerea așa Are grijă de copil, copilul rămâne, pe, o să fie pe numele lui O să aibă relația dacă eu renunț la banii aia Și am spus du-te la Ok, și am spus Cât vrei tu scrie la o, Da, noi ne-am făcut la notar Orice sumă de bani vrei tu Și care tu consider că eu trebuie să primesc Pentru copil Eu sunt de acord, eu când am ajuns la notar Suma de bani a fost 1500 de euro maniaște. Eu am primit de la tata copilului în timp de... Până la 18 ani. Oi primești acum? Nu primesc. Nu, A, nu? Păi copilul stă la el. Nu. Uh, nu. Dar uh, și atunci am spus, eu prefer copilul să aibă relație bună cu tata decât uh, să-i mai mulți bani. Deci, uh -huh. dacă tu mă consideri acum cum o materialistă după ce ai auzit... Nu, 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 că tu, am mai ști uh, de... Știi ce spun? Și atunci... Uh, am, mi-am dorit deci finalul, finalul, finalul a fost happy ending pentru că copilul acum este la tata. eu mi-am dorit foarte mult ca după 13, deci eu am dorit să, să cresc copilul 7 ani așa cum trebuie, 10 ani cât are el nevoie uh, de dragostea mamei, știi? După care eu sunt foarte fericită că copilul a ales să meargă la tată și el când a spus că el vrea să sta la tată, să mute la tată, eu am zis, Doamne, mulțumesc lui Dumnezeu că asta dorește și vrea să sta în mediul unde sunt mai mulți bărbați, că la mine acasă erau femei, bune, mama, eu, îți dai seama, nu erau bărbați. Da, da, da. Știi, și finalul, copilul este pe numele lui tata, iubește foarte mult, pițipel, se înțeleg foarte bine, ei, sunt, ei foarte mult ca virgulă caracter, copilul crește o viață frumoasă. Și crește cu adevărat lângă un om puternic. Adică da. îl cunosc pe, pe neapiții, chiar e un om puternic. Un om, unul dintre cei mai puternici oameni din societatea asta. Adică am văzut și atunci cu coloana când. Cu vertebrală. Cu coloană, și atunci când a apărut la tribunal, acum, în toată povestea asta, nu intrăm în detalii că. Eu, eu n-am văzut, am fost plecată, am fost sunată de presă când m-am întors, da. nu mă interesează păi Nu, nu că m -am m -am vreau întors, să nu intru în detalii, nu, dar. Da. Inclusiv prin cum a reacționat și față de jurnaliști, față de un anumit personaj de acolo care dă cu hate oricărui om vine pe acolo, a arătat un om cum rar. Vezi din punctul ăsta de vedere. De-aia spun că tot răul spre, spre bine. Și acum Edan îl cheamă, nu? Uh -huh. Numele presupun că vine. Evreiesc. Băi, nu, nu, nu asta era ideea, dar vine strict din uh, Inspirația pus, ta! Edan a fost numele pus de mine, el a cheamă pe Edan Petru, Petru cheamă pe tatălui Piții. Așa a fost. Am făcut la numele de botez și pe Dan cheamă după numele de familie lui Luteicus. Pe Dan da. nu cheamă și Blochin și pe surcă cheamă doar Pisurca. Uh -huh. Și uh, relația uh, ta cu el acum. Este uh... a patra întrebare. Nu, pe nu cu Victor păi, Pițurcă. Nu, despre... nu, nu, despre... nu, față de Victor Pitzur, că am adresat o singură întrebare. Bine. Atât, mai am una. Și colaterale mai multe, așa. Uh, na, știu, știu, jurnalist așa. bătrân. Dar spune relația ta cu el, Dar moment... Jurnalist, da, bătrân, nu. Da, așa. Să mâna. spune dincolo de, de... Ce ai spus de suferințe, de uh, relația ta cu adolescentul, cu Edan? Cum e acum? Momentul de față este o relație uh, dificilă De ce? pentru că copilul să nu se puțin mai spre mine. A, așa, 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 da, da. așa e perfect. Ca că eu ca să te da. văd mai bine. Da, și mai... scaunele astea da, da, e da, tot da. Sa... Da. Se... Uh, e o perioadă foarte dificilă pentru mine, pentru că eu n-am copilul lângă mine. Înțelegi? Și nu le pot controla așa cum aș vrea eu să o controlez, știi? Eu am fost, uh, cum să spun eu, am fost mamă din asta strictă. Uh, foarte. Eu am fost foarte, eu am fost mamă foarte strictă. Copilul când a plecat la tată, a plecat pentru că e libertate acolo. Ele când a plecat acum câțiva ani de zile, pentru că cu mine a fost programul uh, uh, următor. Școala, meditații, școala privată bună, foarte bună școală, meditații, fotbal și iar de la capăt. Când a plecat la tata era doar școala, meditații numai fotbalul, numai acum am înțeles că iar s-a repucat. Înțelegi? Da, și acolo da. acolo numai și eu stăteam cu ochii pe el și cu gura pe el, non-stop. Ce ai făcut? Du și ce, mama, dar tot, timpul nu mai țip la mine, nu mai așa. Eu toată ziua, Aha. știi, mi-am dorit foarte mult să fie un bărbat responsabil. Da. Un bărbat responsabil cu carte. Deci l-ai ținut din scurt? N-aș fi spus. Adică ai... bine, nu mi-am imaginat că nu l-ai crescut nu, cum trebuia, eu, dar nu, nu, nu așa nu, riguros cu for, fiecare nu. zi împărțită pe... Foarte riguros și mama eu, sunt mama, eu sunt un om rece de fel. Eu nu am fost cu Și cu el? el. Da. Și cu el erai rece? Cu copilul da, tău? Da, da, da. Eu nu sunt genul de om din asta. Mă, tu surel, mamie, el, tata, ta, Eu nu sunt genul ăsta. Eu de aia știam toată viața mea că eu o să am băiat. Știi, nu ce n-am crezut că o să am fată. Nici nu știu dacă aș fi făcut să fiu mamă. Dar ți-ai dorit copil, nu? Da. Adică spuneai de familie, domnule, nu m-am văzut vreodată deci Nu am mi -am, rămas. stai puțin, eu nu mi-am făcut copil că mi-am dorit să rămân și am muncit acolo. copilul mi-a dat Dumnezeu, adică nu... A... Da, sunt unele femei care nu-și doresc. Nu putem să le judecăm, ferească Dumnezeu, nu asta e ideea, dar tu ți-ai dorit, adică ai zis, domnule, nu vreau mireasă, eu am știut dar că că copil vreau. Eu am știut că o să am copil. Așa pot să spun. Nu știu dacă în momentul ăla când am fost eu, că mi-am dorit copil. Eu am rămas de ziua mea și am rămas. Și știam că ala o să rămână. Adică nu aveam niciun gând să-l scap de copil. Nici o secundă. Mm -hmm. Nu, nu mi-am imaginat și nici nu avem pe secundă. lista mea întrebarea dacă ai Știi? vrut să Doamne că ferești. poate, te gândești că poate... Dar nu, într-adevăr, m-a chinuit tatălui toată perioada de sarcină pentru că încerca să facă să tot felul de chestii ca să renunț. renunț. Și eu înțeleg, înțeleg. Dar știam clar că o să duc până în capăt, o să mă chinui, o să le fac și așa. Nu, dar pot. mai apare acum alături de, de Alex, de fratele lui... Da, frumușel, azi. adolescent, așa, da, dezvoltat. Uh, se apă la mine? Uh, <laughs> nu, nu știu, n-am calitatea asta să, să da, uh, fac astfel de aprecieri. Uh -huh. Dar e bine. Și bănuiesc că dacă vrei să-l vezi, numai că el e și la vârsta la care uh, nici cu tatăl cred că de multe ori nu are treabă, nu? Adică e adolescent, e gata, -a nu mai. -a nu, dar și Nu anul... poți să-l ții așa din scurt. Nu, uh, Și cred că nici la nu mai poate să-l ții așa din scurt, nu? Și, Doamne, eu joacă cu el ca. Păi, la albă-neagră. Uh -huh. Cu toată lumea. Da. Nu, e gre, e, este și e foarte grea. Vârsta e și într-un fel, îți mulțumesc da. la Dumnezeu că este acolo. Dar unde îl vezi așa la uh, maturitate? Adică spre uh, ce îl vezi? Uh... Îl văd... Uh, el este un copil extrem de inteligent. Munca place mai puțină. <laughs> dar pentru... dat faptul că este foarte inteligent. Uh, te face din vorbe. Te face din vorbe? Lejer. Cre eu le văd pe ele acolo ceva pe cu cine poate să vorbească, să-l. Cred că foarte bun de politician. Ai, face, uite, boline. Nu, te face din vorbe, lejer, da? Nu, mai cu. Orice. orice uh, la școală, orice educator, directorul școlii. Deci, el știe așa să le facă, spre exemplu, dacă, nu știu, face prostii. Da. Dar la școală, știe ca, că ca să-și refacă tot, 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 trebuie să-l ia uh, gata de aur. Și atunci a muncit, anul trecut a muncit, a jucat fotbal, fără să-mi zică mie, a jucat fotbal, a muncit, a luat campionatul cu școala elimbată în la ISB, uh -huh. cu școala și a luat o gheată de aur. Și directorul a spus, școlit, iert tot. Ai înțeles? Adică e foarte bandit. Le știe cum să le facă, să cească și să atragă. Tot timpul atrage lumea foarte mișto în jurul lui. Dar vorbiți des. Adică dacă vrei da. să ieși cu el la masă sau vorbim. nu se pune problema. Abs bine, e copil, vorbim normal. Da, da, nu, să nu înțeleagă lumea că nu tu mai te... nu, nu, mă ascultă. Adică dacă eu spun lui nu ieși cu ala, cu ala, cu ala. Sau dacă, să, spre exemplu, și anul trecut, nu știu, când, dacă vrea să, 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 la, să iasă la petreceri chestii, trebuie nu mai întreabă nu, nu Nu, lasă mă, mamă cu cine ești prieten? Nu lasă că sunt, lasă-mă, nu știu nu, nu, este introvertit, știi, da, nu, da. nu povestește. Dar nu știe, este... uh, rusește nu știe, nu? Știe, cu lituaniana, pe A, comunica, cu mama mea vorbește lituaniana acum, da. Deci limba lituaniană e cu mult diferită de limba rusă. N-are nicio legătură, ca română și chineză, deci n-are nicio legătură. Uh -huh. Ca română și rusă sau ca română și greacă, n-are nicio legătură. Și Dan știe și lituaniană. Nu știe rusa, lituaniană știe, da. Uh -huh. Ai avut grijă, inclusiv de asta în copilărie să Asta a fost ceartă mea cu mama tot timpul. Copilul nu vorbește perfect lituaniană. Ce mama e aici? Spun, păi zic, mama mi-e așa mai comod. Păi, ei se înțeleg că ți se comod, dar ea, că acum, spre exemplu, când a venit mama, cu el vorbește lituaniană. A, l-a văzut acum, nu? Da, normal că vorbește cu el. Mm -hmm. Și el vorbește cu un accent lituanian, dar vorbește lituaniană. Mai băgă trei cuvinte în engleză. Mama vorbește foarte bine în engleză. Da, acolo l-ai dus? În, normal. În, Doamne, de ce întrebări pui? Păi cum? bă, tu ce crezi? că? Normal! Păi de primul rând el are pașaport lituanian. Noi oricum, din gând în gând mai trebuie să ajungem în Lituania să le schimbăm pașaportul copilului. El e cetățean lituanian. Are două cetățenii, cum ar bine. Da. Dar nu vreau să renunț la cetățenie lituaniană pentru că noi avem un pașaport foarte, foarte bun. E ca un pașaport, nu știu, italian. Da, li Lituania dacă... e da. o țară cu adevărat europeană. Da, nu că România n-ar fi, da. Nu, avem și Schengen, prima e, seara Da, da, e mult mai bine privită. Noi în toate țările circulăm fără vize, inclusiv America. Da. Nu avem nevoie, știi, și e bine. Adică noi avem e... un lobby și Lituania e foarte bine văzută în străinătate. Mm -hmm. Da, ți-a fost greu să-l să crești atunci sau spuneai că venea mama ta, aveai bună, era o mamă singură. Da, am fost o mamă dedicată, am avut bună tot timpul dar nu, deci nu era bună să stai și eu eram plecată. Nu, era o femeie cu mine care m-a ajutat tot timpul, noapte, zi, adică făceam program în așa fel în care era și bună. dar nu copilul nu a crescut cu bona. Da. Că cu, copilul au crescut cu mine. Uh -huh. Dar am avut un ajutor întotdeauna. Păi dacă nu era partea masculină, atunci era partea feminină da. tot timpul. Ba, mama, ba, bona, da. Înainte să trecem la... Uh, mai poți să stai, nu? Adică nu, da. nu suntem în uh, criză. Le facem mai... o săptămână serială, Santa Barbara. Nu, no, păi nu, așa <laughs> mă uitam acum la uh, Nu avem foarte mult timp de când am început. O oră, oră și ceva. Încă puțin. da. Vezi că la Rifai da. mi-au dat un buget foarte mare pentru uh, aceste întrebări, înțelegi? Da. Acum da. stau să mă gândesc, să știu cum să-ți facem uh, da. să le Scuperezi cumva în cășcavaletea, da. da. Mai am dreptul la a doua întrebare legată de Victor Pizurucă sau nu? Te rog, da, da. Da, da tot așa, dacă poți să-mi răspunzi. Dar bine, tu ești pe tine cu el, după aia să a supărat pe tine, Mi se rupe. Nu, dar nu am spus nimic ofensator că... nici față de tine, nu nici față de dânsul, adică sunt niște... Nu puteam să evit un subiect deja foarte cunoscut, nu. A doua și ultima întrebare... Nu am înțeles? Fără el eram zero, am înțeles. Nu asta. Da. Întrebarea mea a fost alta. Dacă nu Am exista nu țăresc, mediatizarea asta legată de relația cu Vitor Pițurcă dacă mai deveneai la fel de cunoscută. Dar nu asta e întrebarea. Dar stai puțin. Nu asta Putem? întrebarea. Ascultă-mă. A mai fost și altele. Care au apărut cu copiii sau nu știu cum și au dispărut peste noapte. Deci, probabil, ceva undeva, la oameni, am lăsat eu un suflet, că erau atât de curioși să vadă cum trăiesc, că mă urmăresc pe Instagram, pun tot felul de întrebări, unii mă iubesc, alții mă înjură. Băi adică nu, da, ceva ce am trezit, nu, nu, nu? Da, dar nici nu mai e cazul de, de, de a dezvolta ce ai acum, că altfel de nu te ceva La splash, și la unde ai mai fost. Nu, mm -hmm. dacă erai un. Da. Pe te întreb așa, nu? Cum crezi? Da, da, da. da. Oară, bine. Uh, uh, nu, dar nu m-am niciodată. Dar nu e asta întrebarea. Întrebarea a doua, legată de, de Victor Pițurcă și dacă poți să dezvolți puțin, așa să-mi răspun sec. Uh -huh. Ce sentimente ai acum pentru el? Nimic, zero. N-am niciun fel de. momentul de față. Vezi, uh, in, uh, pe parcursul pe anilor. Am fost întrebată de multe ori această întrebare, știi? Adică și acum doi ani la ghiță și nu mai știu și la la, nu știu, ghiță. la ghiță, cum. La da, ghiță, da, da, da. Așa. A, știi, sunt perioade în care și poate în fiecare de fiecare dată am, am răspuns diferit. Înțelegi pentru că cu ani și cu timpul vremea schimbătoare și gândurile sunt schimbătoare. Momentul de față, eu pentru el nu, nu, nu am niciun fel de sentiment. Zero, ca și cum nu exista. nu, nu am pentru mine nu, nu există. Nu există. Nu iubesc, nu uresc, nu pot să spun că sunt fericită pentru că câteodată și ce se întâmplă, câteodată mă mai încearcă gândurile. Băi, dacă nu eram, nu era copilul cu el, poate aveam altfel de relație cu toții, știi? Că dacă nu era, dacă nu s-a întâmplat așa și nu m-a în timpul relației, el m-a jignit foarte mult. În timpul relației eram fiind copil tâmpit, el m-a umilit tot timpul, mă, știi? Și atunci nu am cum să spun că am vreo... N-am -am o amintire frumoasă. Nu pot să spun că le-am. Nu am. Dacă mă întreb dacă îmi pare rău... Nu, nu, eu am impulsat exact nu, dacă Nu, 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 zic. Dacă mă întreb dacă îmi pare rău că am avut relația asta, nu îmi pare rău. Probabil asta a fost crucea mea. Probabil, probabil pentru cineva povestea mea a fost foarte importantă. Dacă ea a fost atât de cunoscută, toată lumea a văzut, probabil ceva s-a întâmplat în viața asta ca ea a fost necesară să se întâmple și eu am fost protagonistul acestei povești. Probabil, eu așa cred. Uh -huh. Știi? Că altfel putea să, nu, putea să fie un om însurat, dar putea să nu fie cunoscut. Și nu știa nici de asta. Și asta e adevărat. Știi? Și dar asta a fost adevărat. așa cumva toate lucrurile, puzzle-ul s-a aranjat așa, în așa fel. Și sunt, cum să spun, eu primesc foarte multe întrebări multe întrebări, primesc multe, să-l dau sfaturi femeilor pentru ce se întâmplă că e părăsită. Da, nu mai aranjăm puțin. Așa, sau să te cu scaunul puțin da, mai gata. Da. Nu sunt obișnuită cu microfonul. Da, și, și scaunul cu... este foarte comod Nu dar nu, și nu, foarte... eu sunt cu variera, la, la da, eu sunt da, tot da, de reality, da, înțelegi, da, nu da. cu microfonul, așa. nu. Așa, știi, și primesc foarte multe mesaje, adică sunt am foarte multe mesaje de susținere mama care vrea să fie femeia ca mine. Știi, mă rog, că mă admiră, că sunt femeia puternică. Și undeva mă gândesc că povestea asta a fost necesară pentru cineva. Mm -hmm. Bun, am că închis, se... am închis, gata, uh, am închis mm -hmm. subiectul ăsta. Uh, în momentul de față, ești o femeie uh, de afaceri, un influencer, uh, unde te... Uh... Polivalentă. Deci, fiecare, în momentul de față am așa, am o linie mea de haine. De haine. S -a, s -a numește... Poți să-i spui și numele, adică n-am da, o problemă. Da, 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 se numește Buri Bunii Miconos, le vindem haine în Miconos și în uh, Cipru. Le avem, facem așa. Am uh, magazinele online cu lingerie cu haine, cu costume de baie, cu chestii pentru casă spirituale, etc. Am contracte de imagine, am, uh, am emisiune pe care o pregătesc acum. Probabil o să pornească înainte să pornească cu tine, nu știu sigur. <gânt> da, că da. avem scoase deja trei episoade, dar uh, uh, acum să ne gândim când o să o să iasă această emisiune și o să fie poveste strict cu despre viața mea, ce am făcut eu și cu ce sfaturi pot să dau dacă ești în situația mea. A, stai puțin, deci uh, serialul ăsta sau cum să-l numesc, de care te apuci o, pe YouTube, să... nu? Da, o să numește Femeia deasupra. Femeia deasupra. Sau femeie sau femeia deasupra? Femeie deasupra. Foarte bun titlul. Este? Foarte bun titlul, <laughs> da. Pentru mine, întotdeauna când Văd un podcast, când văd un film, când văd o piesă muzicală, când văd o știre, uh -huh. uh, foarte, foarte important este titlul acelui produs. Ce crezi tu? Titlul când... te câștigă sau te face să. Nu știu, nu te pierde. Uh, așa, să te întrebăm, mă ui, nu mă ui, dar dacă vezi un titlu bun, șansele să rămâi, să vizionezi măcar ceva din produsul acela. Ce asfalt. crezi tu când înțelegi femeia deasupra? Ce vezi tu? Am, și am întrebat Sunt multe Sunt mai multe și... înțelesuri. Așa, dacă eu te vin și te întreb, femeia deasupra ce o imaginezi? Nu... Tu uh... vă cunosc numai pe mine. A, pe tine? Femeia superioră Corect. Femeia care, uh, femeia care decide, femeia care alege în viața. Da. Asta este. O femeie care, uh, nu știu, e o vorbă în România, că în casă cântă cocoșul la români. Nu, femeia care elege. Dar la tine nu se aplică asta. În casă întotdeauna cu cântă femeia Cocoșu. Ce anume? Într-o casă normală, întotdeauna Cocoșu este femeia. Nu, stai puțin. Păi stai un pic, nu e nebună din aia însu, mă fai de mine și spune, băi, timpitul îți dau una, nu. Dar femeia știe să facă în așa fel, să motiveze bărbatul, că de decizie, deci, în momentul când femeia iubește bărbatul și motivează, motivează depinde, adică depinde de ea, uh, ce uh, viitor are și ce putere are bărbatul. Doar de femeie depinde. Uh -huh. Când femeia este nervoasă și gânda ce să ascund în casă. Uh -huh. Știi? Lucrul ăsta? Și gândaci nu sunt confortabil când femeia este nervoasă prin casă. Deci, practic, un bărbat puternic uh, trebuie să aibă în nu spate o femeie puternică. Niciodată nu este singur. Tot timpul are în spate o femeie puternică. O femeie deșteaptă. O femeie puternică, o femeie care știe să motiveze. Uh -huh. Să motiveze. Dar ea să aibă ultimul cuvânt, spui. În casă, nu? Ea spune în așa fel în care zice că el, dar el face că ea. Mm -hmm. Știi? Da. Nu știu, adică... dar să... nu e așa. Nu, <laughs> nu, no, no, pentru că moment n-am uh, probleme și griji de genul ăsta. Mm -hmm. uh, spune ai o activitate bogată, din ce în ce mai bogată și în uh, online, da? Și pe Instagram, uh, acum dai drumul și pe YouTube. Mm -hmm. ce... Doamne ajută, sper să iasă. știi că nu am niciun fel de așteptare. Da. Ce zici de lumea asta, uh, care... Însă. Da? Da. De asta vreau să fiu puțin diferită. Eu a să fiu așa tâmpită cum sunt, cum mă știi, cu ce în căpușă, fără să jignesc, fără să... Vorbesc nu ce spui că ești tâmpită? Faptul că un om e sincer înseamnă că e tâmpit, că nu înțeleg. Noi suntem aici nu... de, o oră și ceva și nu mai. ai Măi, eu te, stai puțin, tâmpit nu înseamnă că sunt handicapată. Tâmpită a, da. să într-un mod... Da, da, așa, gen o... nebunatică. Exact, da, okay. înțelegi, da. nu înseamnă, adică, deci cu câte lume ai avut tu de a uh -huh. face, cred că nu sunt tiparul tipa unui femei normal, cum vezi tu o femeie da. normală, adică da. sunt așa, puțin ieșită din... Eccentrică. Ex Eccentrică, da. da. Dacă... spune de deci, ce deci e lume falsă. Pentru că tot ce vezi pe Instagram, tot ce vezi în social media, este cum ar vrea persoana respectivă să aibă viața. nu cum are viața. Înțelegi? Prea multe expunere asta cu... Cum să spun? Știi când un om are foarte mulți bani, un... Foarte mulți. El nu arată că are bani foarte mulți. Vorbesc nu știu, siriac, dacă vrei, nu știu, orice. Nu vine și se aruncă cu banii și arată, uite câți bani am. El încearcă să ascundă lucrul Asta pentru că e pentru el. Un om care are relație foarte fericită nu își expune pe Instagram și își spune, mamă, ce fericită sunt. Păi vine alta, mă, ce face carahiri, înțelegi, și le fură. Uh -huh. Știi, cumva, lucrurile, cred că lucrurile reale, nu sunt expuse pe social media. Ale sunt expuse în inimă și în casă. Da, înseamnă că au și-au anumite avantaje financiar vorbind, dacă da. nu. Da, dar mi se pare că, nu știu cumva, social media să. Mai refer instagram poate mai mult, nu știu, TikTok-ul, social media da. care înainte vindea foarte bine, adică înainte postările vindeau bine sau puteai să faci un product placement, dacă da, vrei, da, 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 știi? Da, și da. să a cu bani destul Adică era costisitor, dar să și vindea produsul respectiv. Mă, acum, ori algoritmul s-a schimbat pe social media, nu știu să s-a exact. Uh, acum nu mai poți să faci doar ca ăla să vândă produsul, decât uh, pentru awareness. Asta e tot. Da, asta odată, în... în uh... Și nu mai sunt așa, nu se mai câștigă așa mulți bani. În plan... Uh, nu, nu mă referam la bani neapărat. Nu, acum, dar nu la, se mai câștigă. La, Mă referam la bani, dar nu la... Uh, uh -huh. Sumă, la o anumită sumă, uh, dar în viața reală, spre deosebire de perioada ta uh, în tinerețe, să spunem, care uh, e diferența dintre vedeta de atunci și vedeta de astăzi? Păi eu n-am fost vedeta Nu, atunci. nu, tu. Cum îi vedei tu pe oameni atunci? Că spuneai, domne, vedeam acolo la melodii, numai am oameni, fost numai... Acum astea... ce vezi? Și sunt denumite sau numite Acum vedete? Am văzut că de multă lume disperată să fie cunoscută să schimonosesc, să mă mai muțăresc, să le apară doar să iasă din comun, să inventați ce acest, 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 penibil TikTok, mi se pare penibil, înțelegi? Nu pe bun, mă... Eu am făcut TikTok, nu te mint, înainte să plec în uh, Republica Dominicană, uh, mi-a făcut antrenorul meu de fitness și mi-a spus fale, și nu știu, într-o săptămână am făcut vreo 10.000 de followers. Și mi-a zis, mama, te-ai văzut ce te ai făcut? Zic, eu nu înțeleg ce s-a întâmplat și cum, știi? Dar nu, nu, nu place să stau pe TikTok. Nu mă regăsesc acolo. Le fac pentru că am nevoie, momentan eu am nevoie ca să promovez, nu știu, probabil misiunea aia, că trebuie să fac ceva da. și eu, știi? Da. Dar uh, mi se pare lumea prea disperată să apară. Adică prin toate acum mi se pare și că înainte să apară la televizor era wow, pe vremea aia. Da, da, da. Era ceva ieșit din comun. adică lumea, atunci era vedeta. Și plus că mi vedeta, mi se pare, aia care nu te... Aspiri la ea, dar nu poți să ajungi ca ea. Dar în România nu sunt vedetele de genul ăsta. Poate câteva pe degete. De spui că în ultima vreme sunt vedete așa de carton. Femei și bărbați care vor doar să apară sub orice fel rând, de sacrificiu, formă. E vedete ce înseamnă? Să uită omul la tine și vrea să fie ca tine. Să, aspirațional, nu? Uh -huh. Să fie ca tine. Aude Te da. dau diferența, nu știu, la ruși. Și mă uit la ruși, mi-e plac foarte mult cum se îmbracă, în ce casă trăiesc, cu ce avioane zboară, cu... și uite, uite fie tău, diferența. Sunt vedete, scoate mă de aici, în România. Emisiune. Emisiune. Da. Săptămânal, câștigul, 1500 de euro. Da. În Rusia sunt vedete, scoate mă de aici, plecat cu business class sau cu avion, nu, cu business class pentru că ei pleacă în Africa și de la 100.000 de euro. Cam asta este diferența între vedete, ca să mănânci gândace. Și să mănânci viermi. Deci atâta, atâta era da. în... Da, în... păi este oficial. Sute de la 100 de mii, de la 20 de Survivor în Spania, mi se pare că este cam 20 de mii de euro pe săptămână câștiga uh, minim. Uh -huh. Și la noi începe cu 500 de euro pe săptămână la Survivor. Bine, nu la tine. Tu ai reușit să-ți negociezi un contract mai da. bun, dar alții, care nu sunt la nivelul tău sau de a permite luxul să negocieze așa, acceptă și sumele, în ideea că devin cunoscuți și când vin aici se trezesc cu alte propuneri, cu alte oferte. Dar nu, o stă... deci asta este diferența, știi? Adică, omul normal. Uh, nu nu permite să trăiesc viața de vedetă cum e. Asta eu consider. vedetă când vrei să fii ca ea, mama, să ai case ca ea, să trăiești ca ea, dar la noi, vedete, inclusiv și eu, oricine permite să trăiesc ca mine. Da? Era următoarea întrebare. Dacă da. material vorbind, uh, ești o persoană, o femeie bogată. Nu sunt. Nu. Ca materie, ca bani? Da, ca. ca... Nu, am ce perioade Ce nu, ai strâns nu. tu? Uh... Nu, eu știu să trăiesc. Diferența între mine și oamenii care au foarte mulți bani. Eu știu să trăiesc, eu știu în locurile care se merg, eu am prieteni foarte buni, știu să trăiesc, știu să plec în vacanțe care trebuie, știu să trăiesc, știu să trăiesc viața frumoasă în jurul meu. Sunt oamenii care au foarte mulți bani uh -huh. și degeaba, adică nu știu să trăiască. Dacă îi fac ziua, nu pot să, 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 să strângă 10 persoane, la ziua mea în fiecare an au fost 100 de persoane și toți prieteni foarte buni în da. de ziua mea, în fiecare an, de trei ani la rând, am făcut ziua, petrecere am făcut. Da, da. Și au fost, minim, au fost 80 de persoane și până în 110, cred că așa a fost, nu știu ce. Mm -hmm. Și toți au fost prieteni. Prieteni. Dar n-ai uh, sau ai grija zilei de mâine? Apropo, dacă tot, ca avere, că s-a scris că ai case, ai, uh, nu case, terenuri, uh, conturi, nu știu, s-a scris că am mai scriu fi... ăștia prin presa mondenă. Am, uh, uh, am, gri, uh, am, deci a, a fost uh, Credem, anul trecut a fost un an foarte greu pentru mine și am făcut. Am, dacă acum 2 ani făceam undeva 30-40.000 de euro pe lună, câștigul meu a fost din afacerea mea de pe online, de la 20.000 până la 40.000 de euro pe lună, inclusiv pandemia, a fost am adus foarte bine. Anul trecut, credem că am avut momente care făceam și 2.000-3.000 și 3000 de euro pe lună maxim și a fost foarte greu. Înțelegi? Deci nu. Nu, mie mie nu, să râd. nu, eu nu, nu, te mint. Păi Spune nu, 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 că mă minți, dar pentru un român și nu da. de rând, unul mediu, 3000 de euro pe lună înseamnă enorm. Nu, pentru... Și tu spui că pentru tine a fost faliment. Nu, e faliment și <laughs> acum. 3000 de euro pe lună pentru un român care câștigă 3000 de roni. Sau ai pierdut puțin realitatea, contactul cu realitatea. Cât atât se câștigă în România. Deci nu e bun. <laughs> Nu pe bune acum. Dar nu știi care e salariul în România? Cu puțin eu vorbesc despre viața mea, păi care nu, nu, nu. sunt eu obișnuită, nu. fără nu, ca să cumpăr diamante genți. Pe cu 3.000 de euro, ce? <laughs> păi se <să> fac imediat. <laughs> gaz, lu gaz, lumina, nu știu ce, deci 1.000 de euro. Deci 40 de milioane start, așa, nu făcut nici nu le așa. Da. Aveam leasing la mașină, 80 de milioane. Le-am dat o mașină aia, slavă Domnului, că nu mai puteam. Deci, 80 de milioane? 80 de milioane, Avem un Mercedes care plăteam 80 de milioane așa și am scăpat de ea pentru că nu mai putem nu mai puteam să dăm noapte. o perioadă foarte grele pentru mine. Adică tu dai seama că dacă eu facem dar eu dacă cheltuiala mea de casă era 4.000, ce facem? Da, da. Știi? Da. Nu, eu n-am zis că trebuie să te ținți într-un fel, dar spuneam de realitatea nu. românească ce păi, e foarte, foarte păi, stau, dură pinterie. și cruntă. Măi, mă, eu am fete care îi fac curat în casă, adică au grijă de casa mea, da. de apartamentul meu. Dar eu le dau lor salariu, plătesc 250 de RON pe zi. Bun? Da. Înainte veneam zilnic, aveam femeie zilnic, acum nu mai am nevoie, că sunt na, singura, nu mai e nevoie să n-am atâta dezordine. Dez și femeile au pensia, una dintre ele are, are pensia, nu știu, 15 milioane, 10 milioane e. și plus cu banii mei care le ia pe lună. Și eu m-am întrebat, măi Elena, dragă mea, poftim. iubita mea, tu zic cum trăiești? Și mi-a spus fac ciorba, dacă avem carnea, dacă nu fac ciorba din legume și mâncăm zile întregi. Și eu mă gândesc... Mă duc la supermarket câteodată și mă gândesc. Ce-ar fi dacă eu nu aș putea să cumpăr ce-mi doresc? Adică, știi? Da, da, acum știu. Nu vorbești despre haine. Haine, într-adevăr, nu pot să cumpăr ce-mi doresc eu. Mm -hmm. Nici nu mă gândesc la lucrul ăsta. că acum chiar să schimba, da. Dar nu ești o persoană risipitoare, nu? Foarte risipitoare. Ești? Și pe ce da, Dar nu, trăiesc pe Caet. Era o perioadă și și pe care vorbeam cu Raluca Badulescu, să pe ba, piciorul dacă nu mergem la. Asta, asta pe Caet, poate când aveam le, știi? știi. Uh -huh. Nu, stai, normal, nu stau bani la mine, nu. Nu, nu. nu, 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 nu. Am ceva de făcut, credem, imediat. Găsesc întrebuință imediat, nu pot, trebuie să cheltuie, am nevoie, parcă nu au starea să stau acolo dar, la mine. Dar care e cea mai mare aroganță pe care ți-ai permis-o? Financiar vorbind, hai, dacă tot spui că nu stau bani la tine, trebuie să le spui și pe cei i cheltuie, așa nu da. Bine, nu o să spun lucra și fetent. Mie discuțiile despre bani la fel ca discuțiile despre bărbat, da, înțelegi? Dacă spus despre... atât, nu am. Nu, zis, nu, nu, stai, mă, stai mă, să, spun, ce... să spun, să spun, să da. spun, o, debilism, nu real aroganță. Dacă noi vorbim despre, despre bani, știi ce? Sunt oameni care au foarte mulți bani și mă văd penibilă că vorbesc despre câteva mii de euro și sunt oameni care au foarte și spun tot timpul, și mă urez și pu. Înțelegi și oamenii care au foarte puțin bani și eu vorbesc despre câteva mii de euro și mă înjură că eu mor de foame așa, bă, nu place să vorbesc despre lucrul asta Dar a, a fost o perioadă când aveam Porsche Cayenne, mică, fiind era primul Porsche din București, uh, geanta Hermes. Aveam, uh, asta a fost în 2007-2005 sau 2004, uh, uh, Hermes am cumpărat-o eu cu banii mei, am, deși, mă rog, am primit banii două de ziua mea și cu 10.000 de euro, 10.000 de euro, că asta geanta, acum o geanta asta costă vreo 14.000, era din strus Hermes și telefon Vertu cu cartelări încarcabile. Okay. Nu aveam bani să bag benzină, benzina puneam de 50 de roni, cartela era neîncărcată pentru că nu aveam bani. Ai înțeles? Atunci? Joacă pe asta, <laughs> dacă vrei. Deci aveai caen și băgai de 50 de roni. Da. Iar uh, Vertu, uh, Nokia, sau ce era? Nu mai vertu era la 3700. Îl știu, dar nu știu că era făcut de Nokia, era, era placat cu aur, placat cu aur sau chiar de aur. Nu, al meu nu era placat, era argintiu, ceva cu piele. Dar nu știu dacă asta... îl făcea Nokia, asta era de normal nu că știu, da, da, n-am da, da. avut dar A, știu. Era din asta foarte scump, da, mamă, da. îți dai seama când mă ducem la casa de Dan, buf, geantă pe scaun, telefonul scot, când vedeau și zice mamă, ce milionară asta, de unde mă, dacă mă scut mai bine, ce card, nu aveam niciun bani, nu știam cum să le, să le, fac să fac rost de bani. Da, cum nu se mai pune problema? Nu, nu, să n-ai bani să bagi motorina sau ce dar <laughs> întrebarea mea în cercul tău, sau pe lângă cercul tău, ai văzut persoane că se spune despre foarte mulți, și nu zic femei, bărbați, împreună, da? Că are mașină de, 100 de mii și stă în chirie. Sau tot așa. Adică, ai în cercul meu. Da. Eu am prieteni foarte buni, mână de prieteni foarte buni. Foarte, adică aia sunt cu posibilități, nu există, așa ce spun eu. Dar într-adevăr cunosc foarte mulți oameni care, da, au mașină foarte scumpă și n-au bani, poate să bage benzina și stau sau stau la garsoniera sau... Băi, fii atent, am pățit, vrei să spun una? Da, Te, e pe <laughs> <de -a> -te. <laughs> În anul care a murit Răzvan Cebanu, da, cu accidentul, anul da. cu accidentul, înțelegi, am uh, ieșit, ieșeam cu un băiat. Dar ieșeam, ieșeam, ieșeam cu un băiat. Fo Rolex frumos, îmbrăcat, vârsta cum trebuie, Porsche, Cayenne, înțelegi? M-a luat și m-a invitat la mare, ai înțeles? Eu acum, că nu sunt împita de cap, știi că nu sunt chiar așa, și a spus, bine, de întâi mai mergem la mare, zic, ok, eu uh, zic, vin separat, cam treaba, pentru că nu puteam să mă duc să mă gazez cu el, că nici nu știam, place, nu place, nu, eu nu fac din asta, știi? Zic, ok, zic, da, vin eu la mare, știi? Zic, eu vin, uh, că cam treaba și zic, tu du-te și eu vin, am cu cine să vin, știi? Și acum eu ajung la mare și n-am luat camera la Uh, uh, la hotel. Zi. La Virel? La Rex? Nu, 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 nu. Acum nu, acum trei ani a fost treaba asta. Ah. nu. Zi. Mama, e un hotel foarte bun la mare. La mama La mama La opera. La opera, da. Așa. La opera. Am stat la opera, da. da. Așa. Și acum eu acolo stau. De obicei că acolo îmi place și. Lumea pe bună bun. Când... Pot și îmi permit, nu, pe, și cu filmul acolo mergeam, okay. că dacă nu ne-am, crede sunt perioada când nu am și stau acasă și da, uh, da. suc bomboane. Așa, și acum, dar ronse acolo, <laughs> da, acolo da. ce poți să ronțe. Și acum uh, ajung acolo, eram cu o prietenă și am ieșit în club. Ai înțeles? El? Nu, eu cu, eu, cu prietena și cu gașca de oameni ne-am văzut la Nuba, știi? El tot cu trabuc, cu șampanie, cu nu știu ce și nu știu cum și acum să le dăm să plecăm acasă. El s-a îmbătat foarte tare, zic, lasă că te duc eu cu taxiul, știi? Și ok, băierele și ăla el cu bărosan mare și uh, eu îl, am am în taxi și acum el a zis adresa și taxiul se oprește la o benzinărie prin Mamaia și eu întreb uh, zic ce ai acolo, vrei să-l alimitez taxiul, răbeat mort el, știi? Eu, nu, 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 vreau să-l cumpăr o cafea, nu știu ce băi zic, dar tu -ai la hotel cafea nu, nu înțelegem unde sta băi nene și omul ăsta era cazat în benzinărie omul ăla cu Porsche Cayenne, cu Rolex, cu trabuce, cu mese de sute de milioane, mă jur pe viața mea, dacă te mint, era cazat. Eu am, deci a fost foarte, foarte băut și am condus pe el până în camera. Avea un geam din asta, așa, cu wc în camera. Cu wc în camera! Tu, băiatul meu, o înțelegi? Cu wc în camera, eu am, nu, deci nu putea să meargă. Deci am condus, eram curioasă să văd unde sta. Băi, nene, când am văzut unde asta, stă de imbenzinare. De deci, ce în imbenzinare erau niște cotețuri făcute pentru oameni? Gen uh, motel sau de-astea. Coteț. Frate, coteț. Coteț. Facut coteț. O cameră... Uh, 3 metri pe 3, înțelegi, cu wc fix în cameră. Deci deschide ușa, era în cameră, wc acolo, deci mirosea tot. Și eu când am venit, am sunat repede pe prietena mea, zic, eu aștept jos, vin să cu mașina, repede că nebunesc, știi? Le-am lăsat pe el, că pentru că taxiul a plecat. Și uite, asta sunt, aroganți milionarii noștri din România. E combină-te cu cine dacă vrei. Păi tu crezi că eu vreodată mai m-am uitat la el? Deci asta mi se pare de filme artistice. Nu, te nu. Deci el era cazat în benzinărie. într-un loc, adică unde putea să cazeze, că nu poți să dormi în benzinărie. Ei aveau lipid de benzinărie, probabil <gântu -i> un corp de clădire unde puteai să... În Mamaia sau unde? Eu la opera. Tu la opera, da. da. Și el avea la mână Rolex. Rolex. Și în nu știu că era original, original, că nu am verificat, înțelegi? avea Rolex, nu numai trabucuri, avea tot timpul masă în club cea mai bună și tu și că la nu costă mesele, adică sunt la noi viața de noapte scumpă în România, nu? Da. Așa, Porsche parcat în fața la coteț și el la coteț. Și după aia, a doua zi, s-a întâmplat chestia cu Răzvan ceva, nu mi se pare că m-am întors cu el acasă, că eu nu am fost cu mașina mea. A, deci să întors cu el? Cu tot cotețul care îl găzduia? m-am întors cu el cu mașina, da, acasă. Și și a întrebat, băi, de ce stai în coteț? Am întrebat pe el, seama. Păi ce că de ce să dau banii pe cazare? E incredibil. Și l-ai lăsat de atunci gata. N-ai mai vrut să știi de, de, de dânsul. Cred și eu cred că o urește, dar nu. Dacă ne vedem, mă salut. Mai întâlnesc asta de des cu el. Uh -huh. Râsul lumii. Păi și a seama că dacă te cucerește sau o să ieși cu el și o să ajungeți noaptea uh, în, alt, în, altă, în uh, altă direcție, o să te ducă la coteț? Totuși nu te-a subestimat sau ce ți-a... Transmis așa, prin a, această atitudine. Nici mă. Eu cred că doar pur și simplu e timpit. Mm -hmm. Pur și simplu, din punctul meu de vedere, de vedere este timpit. Punct. Mm -hmm. Timpit. Înțelegi? Toți banii care alea, cheltuie pe distracție și pe benzină. Asta e tot. Punct. Din punctul meu de vedere. Și să epateze, așa. Da. Să pară drept ce Ina. nu e. Dar exact. nota acolo a plătit-o, nu? Eu știu, doar nu a plătit-o eu. Eu în viața mea n-am plătit nota la club. Niciodată. Nici, nici, nici intrare. Și când aud că fetele se duc singure la masă, știi că sunt de multe ori, vezi pe toate nebunele la masă, înțelegi? Mai ales peste 30 de ani, babe, toate se duc la masă să se distreze, să cumpere șampanie, hai că plătim noi singure. Eu nu pot să mă duc cu femei la masă peste 30 de ani, să stau când aveam 20 de ani, da, era mișto, era fan, să te duci și să-ți trimită băieții șampanie. Dar acum da. să mă duc singura femeie la, la noi la Vlov sau nu știu unde, să-mi cumpăr eu băutura și să mă dau mare la masă, asta mi se pare penibil, nu pot să mă duc. Mie, babe, nebune. Da. Deci, e de 30 plus? Nu, știu, vă Sau cum? Da, mă, zici, cum adică pare. Femei la maturitate. Decât... Da, mă, spui tu. Frate, de că femeile singure, la, așa, la, deci, din punctul meu de vedere, l-a agățat. Înțelegi? Ce poate să agăță una de 40 de ani? niște puși, nu la club. Și mm. aia e situația, nu știu. Așa mă gândesc eu, pot gândesc bolnav. Nu, nu bolnav, e nu vorba știu, că... Cum e, dar nu, dacă merg. Tot, nu, nu, dacă dar nu, tot, nu. E, eu nu ies cu fete. Deci, să fie și bărbați. Totdeauna. Uh -huh o fată cu o fată la masă de să ve nu seara, Ziua mă, pot să mă duc la întâlnirea cu cineva cu o fată, noi două, să vorbim, să mâncăm seara la masă, niciodată nu mă duc numai două fete. Nu nici Patru. la club. Nu, nu, nu. Nu, mm -hmm. nu mă duc fete doar cu fete. Dar cum ești dincolo de este întrebarea pe care o adresez fiecărui invitat. Dincolo de aparițiile astea publice, vica cea care ajunge acasă și are și ea problemele ei și grijile ei și Supărările ei, cum ești? Nu mă plâng niciodată la nimeni. Poate am 2-3. Cu mama, singurul om care pot să plâng, să spun ce am pe suflet. Niciodată nu mă plâng la o prietenă, ajută, mă fam drept, ca nu știu ce. Adică trebuie să fie un caz atât de, 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 de disperat ca nu știu. Știi? Uh, și încerc lucrurile când mie mi-e foarte greu, vorbesc singură. Pur și simplu, stau și vorbesc singură și mă gândesc că am făcut bine, n-am făcut bine. Și mi-asum decizie pe care am luat-o. Și le-au recap. Am o chestie din asta, știi? Știu să mă schimb placa. Acum stau și plâng, să te și după aia mă plictisesc de plâns, pentru că corpul deja e normal să lași corpului să sufere. Da. Ai suferință, este foarte ok să lași corpul să sufere până corpul să plictisește. În momentul când corpul s-a plictisit să sufere, am, da, o abilitate foarte mare de să mă resetez pe loc. Mm -hmm. Și, deci, după poți să plâng toată ziua și seara ies la în oraș, aranjată cu zâmbetul și stau că te rind. Ieși? E... Asta era... Uh, ieși, -au, da, nu, da. Nu, e logică, da, nu trebuie da, da, să da. bei cei, nu asta da, era da. ideea, dar ieși, da. adică uh, frecventezi da. viața de noapte? Uh, mai mult când, ple sunt pe, când plec afară, mai mult. Uh, aici, prin cluburi, nu mai... Că ești foarte cunoscută și toată lumea no. cu ochii pe tine, cu cine e asta, ce face asta, nu? Sau care Nu, 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 nu din cauza asta, datorită faptului că eu dacă ies și pierd noapte, indiferent dacă beau alcool sau nu, a doua zi îmi revin foarte greu. Noapte pierdută pentru mine, asta înseamnă că a doua zi eu nu sunt bună, eu am de filmat foarte mult, de, de făcut poze multe, de uh -huh. făcut sport, știi? Și nu nu permit să pierd nopțile datorită faptului că eu îmi revin foarte greu. Indiferent, da. nu contează. Deci dacă pierd noapte, chid că stau pur și simplu până târziu, mă uit la filme, eu a doua zi mă simt foarte rău. Știi? Da, deci, când Pentru ești mine somnul e foarte important. În vacanță, când te duci, te destrăbălezi. Gen miconos, gen nu? Rup. Da? Da. Zilnic. Dansat pe mese? Non-stop. Da? Șaturi și dansat pe mese, non-stop. Mai ales acolo miconos, că e de dimineață până seara petrecere. Zilnic. Da, zilnic. De la 10 la Eu nu înțeleg cu Ultimul client. Da, dar eu nu înțeleg un lucru. să înțelegem, la mine în gașcă nu se droghează nimeni. Că acum, pentru că acum e chestia asta, toată lumea te asociază cu asta. La mine nu se droghează nimeni în gașcă. Evit, întotdeauna am evitat anturaje cu droguri. Și acum foarte multă lume problema cu drogurile. Dar, într-adevăr, la... da, eu beau alcool. Eu beau, mie-mi place. mi mi place, eu beau alcool. Beau șaturi, beau tequila, beau vin, nu beau vodka tărie, asta nu-mi place, dar de băut îmi place să beau. Mm -hmm. Știi? Și, într-adevăr, la, la Miconos, fetița, nu știu, ori în vacanță ce se întâmplă, acolo poți să vezi din dimineața până seara, două zi, nu ți e rău. Nu vomiți, nu ți e rău, nu te doare capul, nu trebuie să pui ligand de dimineață. <laughs> ca la Rusia. Bă, în România nu e așa. Hmm. A, și acolo e la fel, nu? Nu, la... acolo nu e. Păi nu zic, Niciodată... la Miconos e ca în Rusia. Da, nu e da! Da. Și în alte uh, zone unde te simți bine? Dincolo de Miconos sau tot marea? Că la orice femeie... Mare. mare, nu? Mie îmi place mare, da. Îmi place mare, vara, iar îmi place foarte mult în Thailand, la Phuket îmi place. Uh, îmi place, place America foarte mult, îmi place Los Angeles, îmi place uh, asta, uh, Vegas, îmi place, îmi place Hong Kong, cu, îmi place Asia. Uh -huh. Deci nu ești, uh, din ce observ, o uh, romantică, să spui, domnule, Parisul... Uh... Nu, Hales, Parisul, nu-mi place. Nu? Nu, -am, nu prea am auzit persoane care să nu halească nu, Parisul. Nu, nu, nu-mi place. Nu e genul meu de destinație. Nu. 30 de ani. Am fost Și când a fost ultima oară la Paris? Nu -a știu că am mai fost o dată, dar 30 de ani acolo am făcut. La Paris la, am stat la Ritz și am făcut ziua la Ritz. Atunci am văzut și cum e A mai fost după aia o dată. Mm -hmm. uh, și a fost foarte urâtă experiența. Nu vreau să-mi amintesc. De ce? Nu a fost cu cine trebuie, a, nu, a înțeles, nu a fost da. cu Compania. Compania. Compania n a fost Dar și e... Arițuie... Da, da, da. da. Nu a f deci, contează foarte mult, știi? Adică, eu sunt așa. Când acum. Plac. acum ex păi, cred că toată lumea ar trebui să gândească așa. Mă Pleci este... cu cineva dacă nu-ți place, e chin. Tu să știi că eu apreciez pe femeile. Care sunt. Uh, uite, sunt foarte multe femeile judecate dacă au diferența de vârstă cu unul, uh, el are 70 și ea are, are 30. Pentru mine. A și judecă lumea că l a cumpărat e Bentley, ca sau nu știu ce. Bă, e pentru mine. Asta este un efort maxim să stai cu un om. Fă, ai că e o muncă. Tu îți imaginezi să dormi cu tataia? Să le schimb uh, lichidul cu tataia? Băie. Tu îți imaginezi să dormi? Păi tu îți dai seama că lumea vede doar ce are ea. Mamă, șmec, și înțelegi? Dar prin ce trece ca să ajungă acolo? Asta n-am putut să fac niciodată. Nu. Cu tataia. Deși, bine, tataia aia se nu. poate numi când are 60+, plus să zicem. Da, când ea are 30 și el are 50. Nu-i tataia, iartă-mă. Nu, 50 nu, păi eu nu, nu. Nu, dar când are la tu? 70 și, are 30 și, aia bă, da. e de, 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 de aia. da. Și nu. sunt, ai văzut cazuri de multe? Adică nu tu concret, dacă ai văzut. Când nu, are soția lui Ilian Nastase și cât are Nastase? Uh, păi Nastase are spre 80 și soția lui... Uh, Ficat-o atâta. Da. Și mechera. Și mechera, femeia și Ficat-o atâta. Da. da. Păi e șmecheră cu ghilimele sau fără ghilimele? Adică nu, zin... Pe șmechera, tu n-ai putea să faci așa nu, ceva. Păi de-aia e șmecheră. Păi de e șmecheră. E șmechera. înțelegi? Că ea nu a crescut cu el. Ea a luat pe el deja la 100 de ani. Înțelegi? Fiind uh, și el bătrie. Da, el cu nume, cu nu știu ce. Mai dar are vârstă pe care are? Ea are vârstă pe care o are. Ai înțeles? Da. A primit ceva? Nu? Da, dar trebuie de să... Ce trece. Da, acum vrei să fiu puțin uh, nu răutăcios, că nu răutăcios, agresiv. Te rog. Sunt foarte multe cazuri în ultima vreme, da, de femei în vârstă care umblă cu bărbați foarte tineri. Cu minus 5 minus 20. Da! Uh -huh. Ele de ce nu sunt de uh, comentat? Uite, bravo, lor! Să nu spună lumea că. Da, vitamina tată! Acum tată vitamina. Păi nu, dar vitamina foarte bine care pot să facă așa, așa ceva. Nici, Eu... așa, nici asta n-ai putut, nu? Eu încă nu, dar mă gândesc dacă. Să am bani foarte mulți cândva, știi? Da. Și pe bune, și să fiu singură, nu știu. Păi nu mai puște să am în jurul meu barcă, baston de aur cu diamante. Da. Le, dăm, <laughs> le, da. le fac suc de cocos. Da, Înțelegi? acum... Da, viața este scurtă. Da, din păcate. Trebuie să trăiești. În momentul când dar stai... Dar nu cu orice și preț, adică... Bun. Cât permite să eficatul. Dacă îți permite așa, bravo. Da. Când spui, -ți mi ție și tu dormi liniștit. Înțeleg. Asta e, să dormi liniștit, că dacă ne apucăm să facem prostii, asta nu e în regulă. Nu, nu, nu are legătură cu ce discutăm, dar ai spus că nai în grupul tău oameni care drogează, Nu am. Ceea ce e foarte n -am, important, n -am, n -am. să nu existe un asemenea viciu sau Nu, nu e. Chiar nu am. Dar acum, în momentul ăsta, ești o persoană singură? Eu nu te-am întrebat dacă cum îl cheamă, ce face, dacă ești singur, dacă iubești. Eu nu sunt singură niciodată. A, ah, ok. Dacă vorbim așa, n-am uh, relația care aș vrea să mă mărit în momentul de față, sunt singura, singura eu nu pot să stau singura, singura singură. adică o perioadă pot să stau dar nu sunt singura singura. da iubești? Sau uh, ești pe cale să iubești? Adică uh, te iau așa pe ocolite uh, nu, mă, premisele, nu. care sunt premisele? Sunt Din... bine. A, sunt ok, nu? Sunt bine. Unde te vezi? Din orice punct de vedere vrei tu peste... e clișeu întrebarea asta, dar până la urmă nu am pretenția să fi inventat eu ceva. Peste 10-15 ani. Nu în România. A, nu? Sper. Sper din tot sufletul meu și am devenit destul de comodă, înțelegi? Adică mi se pare să le reau de la capăt. Nu am făcut lucrul ăsta pentru că aveam copil și mi-am dorit copilul să aibă tată și să aibă tată aproape. Și acolo aranja, Datorit, e okay. Da, și datorită faptului că e și vârstă, diferența de vârstă între noi erau 20 de ani, adică nici piții nu e așa, nu era la prima tinerețe, mi-am dorit ca copilul să stă lângă tată. Așa? Și nu m-am mutat niciodată din România. Într-adevăr, eu îmi doresc foarte mult să mă mut de aici. Dacă o să mă ajute bunul Dumnezeu să plec în State sau în Asie, acolo m-aș aș vedea. Uh, deci, practic, restul vieții uh, eu aș vedea. e legat de undeva, Asia undeva, undeva este foarte echi, mult echilibru. Și apă. Într-o apă și o, da, o viață cât de spirituală. plăcea. A, da, ești în zona asta? Știu că faci yoga. Mai fac, faci? Fac. Fac și yoga, sunt foarte credincioasă, sunt, mă duc, am uh, duhovnic, mă duc, mă spovedesc, țin post. Da da, 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 da. da. Știam de yoga, dar de faptul că ai duhovnic și că ai o da, viață am, din asta am. religioasă... Am, uh, am, am. Mă rog, ăsta e un alt aspect pe care oamenii, dacă vor să vorbească, să-l comenteze bine, dacă mm. nu, nu. Um. Orice trebuie să fac, eu consider că în viața trebuie să faci orice ce ți aduce echilibru. Ca să fie echilibrat. Ei, viața mea nu este foarte echilibrată și eu am nevoie de rugăciuni, am nevoie de duhovnic, am nevoie să nu iau razna. Deci, practic, mersul din anumite puncte de vedere la un duhovnic înseamnă și spălarea păcatelor? Mai dur, așa spus, spus. Nu. Nu? De ce trebuie să speli păcatele? Păi nu, te întreb. Sau doar te poate poate să te echilibrezi poate emoțional. De ce se pot să le ce pot să faci atât de rău în viața asta să omor pe cineva, n-am făcut. Apropo, când m-am dus anul trecut, știi, la, să mă spovedesc, mi-a dat o carte, cartea, trebuie să-i învăț niște chestii, să bifez ce am greșit. E, deci, o să ai vreo trei lucruri care nu trebuie să bifezi, restul totul trebuie să bifat. <laughs> deci omul deja era... Nu a... amorât, nu drogat, nu da, Restul orice. Restul, că vreo două, trei, nu o să fie restul totul să fie bifat la tine. Uh -huh. știi, da, trebuie să ți poți să citești, nu știu ce. Pur și simplu, ai nevoie și de viața spirituală, să crezi în ceva, să crezi în Dumnezeu, Că să fii echilibrat cu capul, să fii bine. Eu așa sunt. În Lituania, de câte ori mai a apus să mergi așa? Nu am mai fost de mult. Acum a, nu? Mama mea e la mine. Și restul și simt, familiei? Și simt nevoie crede-mă. Uite, primul an, când simt nevoia, simt că e foarte greu într-o țară străină, după atâția ani de zile, simt că e greu să fii singur. Consider că România e în continuare este țară străină? Consider, da. Părinții mei, fra, mama, frate, sunt în Lituania. Să știi că când, ție, știi când simți lucrul ăsta, când ai perioada grea, de, când ai perioada foarte grea, simți că -ai, nevo ai nevoie de sprijinul familiei, știi? Uh -huh. Și, din asta, Și nu l-ai acum. Nu. Acum am, am, e mama aici, dar am, simt nevoie de multe ori, da. Simt că este greu să fii singur într-o țară străină. E foarte greu. Dar nu te mai vezi mutându-te acolo definitiv mm. în Lituania. Dacă mm. e Vega sau... Uh... Nu Vegas, Thail nu. Ah, nu. Nu Vegas, Thailanda. Dar mi-ar plăcea Asia. O fi, da. o fi în Asia sau în Bali sau în Thailanda, acolo undeva. Sau America. Sau statele o Unite. Sa... Da, îmi uh, place, da. Pe de-aia spusesem de Vegas. Mi-am uh -huh. dat eu voie să spun de Vega, Dar poate e da. altă, altă zonă, în altă parte. Mm. Spune... Lituania nu, pentru că nu place climă. E foarte frig la noi. Și e o țară ploioasă. Mhm. Mm da, spunem acum pe final de, de podcast, uh, absolut delicios uh, dialogul cu tine. Uh, chiar nu e, nu te. Uh, fac factura asta. Neapărat, neapărat <laughs> În euro sau în lei. Că uh, inflația, dar da, spunem uh, pe ce facem noi. Pariu, am un pariu al emisiunii. Uh, legat de uh, activitatea invitatului sau de, nu știu, alte uh, chestiuni care se pot îndeplini în uh, viitorul apropiat. Nu cu ceva fantezist. Putem face și ceva fantezist, nu am o problemă, dar. Oamenii, admiratorii tăi care se uită la noi, mm. comentează. Să vedem după acele comentarii ce cote poate avea un astfel de pariu. un pariu, ce-ți dorești tu? Fac pariu că femeie deasupra. Fac pariu că nu o să mă mărit. Super! Următorii ani. Următorii ani? Nu toată viața ta? Nu. A, dar și spus, în următoarea perioadă. De deci ce este stiam, pariul? Pentru că nu poate, poate să simt nevoia la un moment dat. Da. Ăsta este pariul. Și, momentul de față, are o cotă foarte mare, pentru că Vica n-a fost <laughs> măritată niciodată și. Uh, Fata <laughs> poate că apare nu știu ce uh, ofertant, prinți pe cal alb, care îi sucește mințile. Uh, și atunci uh, pierde acest uh, pariu pe care vă rog să-l analizați și să-l comentați. Îți mulțumesc foarte da. mult! Mulțumesc și, și eu. Te mai mulțumesc, aștept. mulțumesc. Vica eu. Blochina, la tare de tot, un nou episod încântător pe care vi-l oferim. Mulțumim că vă abonați, că ne criticați, că ne lăudați și că, cel mai important, continuați să vă uitați la noi. Cu bine, pe săptămâna viitoare!